mulți înainte. Așa, să nu pierdeți momentul care o trăi. Asta nu e un fel de a vorbi. Este, într-adevăr, o trimitere, un mesaj deosebit de la cer la noi. Să nu, momentul, dacă se pierde, e o mare pierdere. Nu trebuie să discutăm numai decât istoric și o serie întreagă. A, nu! Deci așa. Toate acestea, tocmai aplicate, tocmai la ceea ce este situația actuală. Da. Așa. Trebuie să discutăm, adică mai bine zis, trebuie să urmărim fiecare în plapă, în pădure, pe piatră, pe pădure, pe altare. Domnule, care e poziția mea? Se înregistrează, da. Da. Pentru că e acela care nu are poziție sufletească, acela e într-o mare primejdie. Pentru că de greșit se greșește de toți. Chiar și dacă ai fi Apostolul Petru. Da. Și mai mult spun, noi nici nu putem face greșeala mare care a făcut-o Petru. Să se lepide că sunt în fața lui, știți? Da. Dar Apostolul Petru a avut poziția sufletească, s-a ridicat. Ei, asta îl umoră pe dracu, poziția noastră sufletească. Ca să știm să ne ridicăm, că e cu neputință să nu greșești. Da, nu pentru că vrem. Pentru că de multe ori nu vrem. După cum și rugăciunea spune, Doamne, vreau, nu vreau, mântuiește-mă. Să zic că, într-un fel, se greșește. Dar dacă e poziția sufletească, asta ucide, asta ține departe și cu foarte puține șanse din partea dracului, știți? Pentru că ridicându-ne mereu primim Harul Dumnezeu. De câte ori, știți? De 7 de 7 știți ce înseamnă? Permanent. Permanent. Cuvântul 7 în Scriptură înseamnă mai mult. De-aia a zis Petru de 7 ori. Mai mult înseamnă. Nu zic mai mult, eu zic permanent. De 7 ori câte 7, adică felul ăsta... La nesfârșit. A spus de Dumnezeu. Asta spuneam, că dacă se pierde momentul ăsta și orice discuție, dacă vreți simțile voastre, așa ca slujitori, ca îndemnători, slujitori, ca propovăduitori, plecați de la momentul ăsta. Apropo de lucrul acesta, părinte, problema care, sau tema pe care am vrea să o dezbatem, plecând tocmai de la situația actuală, de la experiența pe care am invocat-o și de la poziția noastră, poziția omului, este tocmai problema spovedaniei, problema mărturisirii, deci problema care, așa cum știm fiecare dintre noi, este una dintre cele mai importante și mai acute din viața noastră. Acum, să știți că poziția asta care aveți în seoastră cu titlurile acestea, așa, ele deja sunt depășite. Pentru că trebuie să știi să intri într-o prăpatie de smerenie, cum ți-e și Efrem Siru, și să nu vorbim de momentul acesta cum s-ar vorbi în literatură numai. Ca să-l putem înțelege, să-l trăim chiar noi acum. Și asta înseamnă să treci moment după moment. Da. Spovedania este actul de iertare a păcatelor, fără discuție, dar cum se trebuie făcută spovedania asta? Vedeți, noi ca duhovnici, vine toată lumea să mă spovedești. Eu vă spun acum, pentru că, iertați-mă, vin la mine cam și un nume, așa, da, nu mă mulțumesc și nu recunosc aceste lucruri. Așa, nume. Și le spun, le sărut mâna la preoții tineri, anume să vadă că, domnule, ăsta e preot cu mare putere. A făcut Dumnezeu două lucruri extraordinare care nu pot fi depășite tot de Dumnezeu. O femeie distinsă care a născut în Dumnezeu și a creat preoția, care coboară Dumnezeu din cer și îl naște pe Sfânta Masă. Vedeți, el e mititel, dar dacă e preot, eu îi sărut mâna să vadă toată lumea și să-l încurajez pe el, știți? Așa, nu, părinte, nu, frate, ești preot. Nu pot nimic mai mult eu decât poți și tu. Așa. Că nu se pune problema experienței, se pune problema
a sincerității tale în momentul în care ești. Da. Și spovedania nu este asta, să spun chiar pe hârtie, este o stare permanentă a vieții noastre, pe unde stai, asta e o greșeală, eu trebuie să mă povedesc. Ori pe unde suntem noi să ne controlăm viața. Deci această lipsă de prezența ta, de control, de înregistrare, să zic, a ta, e o mare greșeală dacă nu ești. Și atunci tu te descoperi unde ești slab ca să știi să te spovedești. Despovedarea nu e numai un moment, este o permanență a vieții, în mișcare vieții noastre. Da, spovedanie. Sigur că ne iartă păcatele. Da. Nu există. Și chiar spun mereu, Dom'le, ne-a făcut Dumnezeu singur numai pentru El. Dacă ar ști lumea că ne iubește Dumnezeu de mult, s-ar fi mai încurajați împotriva răului. Dracu e intolerat, părinților, dracu nu e o putere. I-a mai rămas numai vârful cozii cu care să ne... Dar chiar m-a întrebat cineva, tot așa regizor, cum să faci să scăpăm de dracu? I-am spus, zice, ne facem fără dracu, i-am spus eu. Adică, el amăgindu-ne, pentru că nu cunoști albul dacă n-ai cunoscut negru întâi. Da. Deci, amăgindu-ne, ne arată cine suntem. Chiar dacă ne trântește undeva, ia uite cine sunt, mă ridic de acolo, mult mai mult pregătit și mult, adică pregătit în sensul că e o smerenie adevărată, autentică, nu o smerenie rațională, difuzată de temeri cine, domnule, că smerenia fără ea nu se poate, că nu se poate, fără să nu se amăgească nimeni, să știți asta. Harul vine unde smerenie, nu e, da. Adică ce vrei, bulgăre, ce vrei să faci? Pământule, nu. Să faci pe cine vrei să faci? Dumnezeu te-a făcut, faci din gură, ți-a dat harul să ajungi până la El. Și când ajungi la El, cum spuneți, părinte, ești mare ca El și când e la tine, e mic ca tine, știți cum zic, sunt știți părinți, da. Deci drumul ăsta a smerenii. Și sigur că dacă El se pregătește, s-a înregistrat mereu, uite ce am făcut, are nădejde că s-a spovedit ceva mai bine. E cu neputință să nu rămână. Pentru că nu-i vorba numai de niște păcate de care sunt consemnate pe îndreptare, care oboseala la duhovnicilor când vine cu îndreptarul la spovedit. Știți cum? O ia mereu. E o spovedare rațională. Apropo, chiar lucrul acesta este o problemă mare. Da. Foarte mulți umblă cu tot felul de îndreptare. Da, părinte. În dorința, eu... numai o secundă, dacă îmi permiteți, da, da. În dorința de a epuiza toate păcatele care au făcut. Dar nu scăpa vreun păcat. Așa e, părinte. Dar să știți că dacă păcatul nu îl spui cu gustul lui și cu gustul lui, nu e chiar așa. Da. Trebuie să-l spui din inimă, pentru că să iasă din inimă, știți? Că dacă îl spui din cap, așa îl spun și la prompta mărturisirii tot aia îmi spune, știți? Da. Pentru că și mărturisirea asta, acum, rămâne valabilă, dar adusă după că ai pus pe gârtia ta de colo-colo, tranziția asta, e o mărturisire rațională, să știți. Poate am făcut și asta. Și adică tu nu trăiești momentul care, păcatul care l-ai făcut. Deci trebuie îndemnat fiecare să se spovedească permanent, în toată ziua. Stai că și asta, stai că unde ai o înțelegere întreabă, adică grijă de multe, dar vă spun, nu numai acestea sunt păcate care sunt consemnate, am vrut să spun. Exact. Și sunt păcatele lipsirii, faptele bune, care nu puteți să faci, nu le-ai făcut. Sunt apostolul Iacob, dacă faci bine, nu-l faci, săvârșești un păcat. Da. Problema este că... Pentru că, vedeți, dumneavoastră, să creează punți de intrarea dracului în noi, prin aceste lacune, prin aceste așa, sau să vorbește de rău. Vorbirea de rău, care am întâlnit să spun, sunt foarte convins că cei din ea sunt cei mai mulți care vorbesc de rău. Și dacă îi spui ceva, se apără. Dar ce? Nu e adevărat? Dar ce numai eu vorbesc? Știți, și zice Sfântul Iacob, Sfântul Grigore de Nazianz, teolog, orice cuvânt vă da răspuns, cu atât mai mult de orice cuvânt rușinos. Și zic eu, cu atât mai mult de orice cuvânt ucigător, pentru că dacă vorbește de rău, îl încadrăm la ucidere. Da.
Da, ai stricat morala, ai ucis, ucești și îndrăznesc să mai și aperi. Vedeți, și sunt o serie întreagă, repet, de fapte bune, care trecem ușor peste ele. E una din acestea, care e foarte neobservată, sau cuvântul ăsta de a iubi, este luat numai ca literatură și criteriul de judecată e iubirea și așa, e, nu este așa, numai așa. E, trebuie să iubim pe cel care merită urât și ucis chiar. Trebuie să-l iubești, să-ți pară rău. Nici asta nu-i destul. Trebuie să iubim pe toți din iad, în felul în care, Doamne, să suferi în locul lor, numai să-i scoți pe acolo. Asta e iubire. Iubire, iubire divină. Apropo că de Dumnezeu iubește pe cei din iad, dar este marea durere a lui iadul. Pentru că nu este vorba de niște greșeli care putea. Este vorba de dreptatea divină pe care ei au călcat-o cu îndrăzneală. Că Dumnezeu poate să facă multe, dar una nu poate, să-și calce cuvântul. Și cuvântul ăsta, dreptatea, nu mai poate mila să se răscoale asupra dreptății, pentru că e cu neputință de dat acta. În viața noastră curentă e valabil că s-a ridicat mila asupra dreptății, că ne-am topit inima de așa de unul care merita în sfârșit iubiți, dreptate e mai puțin, cum zice și Ioan Scăraru, raport de dreptate și pace de 2 la 8, adică pacea e mai mare de 4 decât dreptatea, știți. Da. Apropo de lucrul acesta, de cei din iad și așa mai departe, ce credeți dumneavoastră că sunt foarte mulți, aș îndrăzni să spun, părinți chiar, care spun că nu trebuie să ne rugăm pentru cei care au murit. Nespovediți, neîmpărtășiți. Nu așa. Deci nu trebuie pomeniți la liturghie așa, părinte, și așa mai departe. Nu. Dar sunt... Deci, noi vorbim ce trebuie, nu exact, că sunt și dragi. Noi, părinte, mai întâi de toate, la astfel de întrebări și răspunsuri, trebuie să ne dovedim că suntem normali. Și că nu suntem extremiști și nu știu ce. Și un om care e normal și pretinde care și el ceva de spus, știe că Dumnezeu iubește dincolo de închipuire îngerească, dincolo, nu ne dat să vorbim așa ceva. Că nu poate un Dumnezeu care ne-a creat să nu ne iubească și ne-a creat singur numai pentru El, să știți. Și-a dat posibilitatea omului, după poziția ortodoxă, nu catolică, purgator și nu știu ce, să pomenim pe cei care sunt morți, afară de cei care s-au sinucis și de cei care nu recunosc pe Dumnezeu nici acum. Da, da. Eu am avut astăzi cazuri la o doamnă, nu m-am plâns, mi-a dat, dar trebuie să o liniștesc ca să știu, să mă înțeleagă ce vreau să-i spun. Că nu crede bărbatul ei. L-am subliniat, acolo nu crede ce să-i facă. Nu crede în Dumnezeu, nu pot să-l... Îl pomenim pe la cartiste, pe la astea, ca pe turci, care sunt păgâni, știți, așa. Că sunt ființe omenești, atâta numai. Dar la proscomide și asta nu. Dar pe creștini care au murit în păcate, care da, recunoscut pe Dumnezeu, putem pomeni, nu ne jucăm cu asta. Ne băgăm, ne arătăm și noi mila aceasta, că nu eu deliberez, eu nu eu cel care hotărăsc, justiția deja s-a pronunțat. Așa. Da. Noi trebuie să ne preocupe și să ne controlăm dacă iubim cu adevărat, că dacă iubești cu adevărat, atunci, cum e o mamă, cum Dumnezeu să nu pomenești băiatul meu care sărac? Despre sinuciști ăștia că a venit vorba, sigur că eu am fost întrebat de mulți și chiar azi am avut un caz și a lăsat și o scrisoare, o fată deșteptătuță după câte am văzut și a lăsat și o scrisoare, deci a murit deliberat, s-a aruncat de la 8-le etaj, a murit deliberat. Numai dacă e nebun. Nu într-o stare de nervi accentuată, nu, dacă e nebun. Nu mai are control, nu mai contează asta, da. Am găsit totuși o soluție, adică o soluție, că nu putem să-i pomenim. Cu cât respecti ce spune biserica, cu atât, dacă vrei, îl poți ajuta chiar cu asta. Că tu ești un slujitor cinstit al bisericii. Ce poate să facă degetul ăsta care în întregime face parte din ființă, din acest microcosmos? Ce,
ce poate să facă el când mintea hotărăște pe altceva? El, decât să supună. Da. Am găsit metoda asta. Să scrie morți cei mai apropiați ai sinucisului, fără el, cu tot neamul cel adormit. Unde poate să intre și el și atunci lăsa să elibereze Dumnezeu. Da. Numai. Înțelege, știți? Și chiar azi am avut un caz aici și l-am subliniat cu roșu când îi face la prăzmet să știu să nu trec peste cuvântul și cu tot neamul și la dormit, știți? Da. Adică unde poate să intre, că poate cine știe ce-o fi. Dar noi nu putem să hotărâm. Dacă am mai spus încă cineva care chiar părintele Cleopan, nu știu ce, eu am avut multă discuție între că după 7 ani, după 7 ani, iau de... Da. A, uite, să se nuce toată lumea dacă știe că peste 7 ani. Da. Nu merge. Nici o dinioară. Pentru că nu este în materie de mântuire timp. Exact, da. Nu există timp, știți, există veșnicie. Da. Poate așa, pogorământ pentru familie. Cum? Pogorământ pentru familia care vrea să-l pomenească. Pogorământ pentru familia care vrea să-l pomenească. Există practica parastasului după 7 ani la cei sluciți. Nu merge, dragă, nu se poate niciodată. Da. Nici în cimitire să-l înmormântezi. Înmormântăm în cimitire, nu ne lasă primăria, știți, să ducem în altă parte, știți. Da. Da. Revenind la cădere. La ce? La căderea spirituală. Ce să facem cu credincioșii că atunci când el cade și e copleșit, are acest must al păcatului de care a spus, el atunci nu vine la spovedit. Atunci e frică sau rușine de duhovnic să vină și să duce, stă, să chinuie și apare după o lună, după două sau după mai multe păcate sau deloc. Păi dacă se spovedește... Deci nu alergă la spovedit atunci când a căzut. Deci nu vine la spovedit în momentul acela, ci așteaptă, pentru că mulți deci știți cum spun... bine că n-a venit moartea, oricât ar fi târziu, e valabil. Chiar azi am avut cazuri când mi-am adus aminte, părinte, când eram tânără, uite ce am făcut. Foarte bine. Dar eram tânăr, nu contează, nu e tot al tău păcatul ăla, știți, și păcate mari. Eu acum vă spun tot ca duminică, am găsit păcate grozave, sodomice, după 20-30 de ani de conviețuire, fără să știe că sunt păcate. A zis că fac parte din ritmul vieții, da? Da. Nu se poate, da. Trebuie să vii și te aștept, știi, în sensul să cunoști nițe lucrurile, știi, și să te rogi la Dumnezeu să dea putința de a despica, de a discerne neapărat fapta, să nu să treacă cu vedere. Pentru că, dragii mei, uitați, vă spun, cea mai grea parte a prioției, tocmai duhovnicia asta, știți. Liturgia, care e cel mai mare lucru în cer și pe pământ, nu e așa de grea ca e cartea în față, le cer și preoților, că chiar azi am o presiunție cu ei, să-și citească rugăciunile de la liturghie, ca curăță puterea liturghiei în toate. Așa. Dar duhovnicia, care foarte puțin se învață, și nu-i vorba numai de învățat, e vorba de o dăruire interioară, de o râvnă a ta, preote. Pentru că spune Ioan Gură de Aur că puțin preoți se vor mântui, cei mai mulți vor răsândi. Că măcar că vor scăpa de păcatele proprii, dar am vor scăpa de păcatele jurul că i-am luat spre îndreptare, spre salvare. Iar Sfântul Grigore zice, tot atâția sfete ucidem, cât e vina noastră să se răsândească. Vă dați seama, și cine e acesta care, preotul unde la duhovnicie, el trebuie să trăiască pe fiecare, dragii mei, să știți. Nu e ușor bietul preot. Și dacă spun că să spun de nădușeala mea, nu e ușor, că ia-l pe fiecare și sunt sute de inși, așa, că de la judecat de apoi sunt foarte convins că e și duhovnicul de față. Și chiar le spun, ori arciți pe iertare, dacă le spui, ori la judecată, pe vedea, dar le spuse nu rămân. Da. Așa, dar pe ea spunea și să nu te costă nimic. Deja am deschis drumul între inimile noastre, așa, ce crezi, mă, da, că dacă te scot din adânca apă și te salvezi, încercă de ce ești ud? Da. Sigur că da. Apropo de responsabilitate. Ca metodă, ca tactică, să-și trăiască momentul și să fie prezent. Apropo de responsabilitatea respectivă, pe care o are duhovnicul, dar pe care în aceeași măsură o conștientizează și credinciosul,
pentru foarte mulți dintre credincioșii de astăzi, o problemă delicată este alegerea duhovnicului. Și aici aș vrea să punctez faptul că mulți se gândesc că duhovnicul trebuie să fie iscusit și pe bună dreptate. Trebuie să fie încercat, să aibă o viață, se gândesc la multe, multe, multe lucruri. Ce primează în alegerea duhovnicului? Ce este cel mai important lucru? Părinte, ceea ce spuneți, Sfinția voastră, îl primea pe Iarhiriu de ce l-a făcut duhovnic. Că trebuia să fie așa. Dar noi ne găsim acum în față, fapta faptului împlinit. Are puteri extraordinare. Dar v-am spus de ce și să rămân la unul tânăr, ca să-și cape dinții când credere în sine. Da. Ce contează că eu sunt de 60 de ani preot, cam așa, dacă sunt, ăla nu, e tot preot, știți? Da. Și dezleg și arhierei, dacă este vorba așa, că darul care l-a primit în hieresisia de duhovnic, așa. Are valoare orice fel. Alegerea acestui duhovnic, de multe ori, este un neastâmpăr al fiilor duhovnicești. Mă duc la ăla, mă, că e bătrân, că nu știu ce. Eu sincer mă lupt, eu pentru că sunt în sensul ăsta destul de cercetat și de așa, să le dau încredere la, să duc la orice duhovnic, că el este cu aceeași putere de dezlegare. Că el te-a și botezat și botezat, ai rămas, te-a acumulat, ai rămas, te-a îmbormântat, are valoare tot ce spune. M-am luptat, nu vă spun numele cum, părinte, e arhiereu la ora asta, când eram, conduceam un seminar în 50. Nu vrea să, vrea să-l fac preot, domnule, și nu vrea deloc. Am îmbrăcat arhiereu de 3 ori, fugea de biserică. Și dacă am, dar eu vedeam că era diacon. Îi vedeam că merită, avea și nițică vârstă față de, nu multe, 2-3 ani mai mult de ceilalți. Și era singurul seminar în țară, monahal și ăla, singurul seminar. Îi băgam întâi până în mănăstiri, i-a duceam după zi în seminar, că să zicem că sunt călugă, știți? Și așa se supraviețuia seminarul, așa. Asta a sub Justinia, știți? Și dacă am văzut că nu vrea, i-am arătat un canon care spune așa. Zice, păi el s-a apărat și, păi n-a spus Sfinția voastră că orice cuvânt al preotului se împlinește și al diaconului nu se împlinește și al creștinului nu se împlinește, crezi tu că ai voie să lase, că nu ești chirotonit sau nu știu ce? Eu sunt trimis de Dumnezeu, mă expuneam cu felul de a vorbi, să te propun pentru chirotonie. Și nu vrea părințul. Și am arătat un canon care spune așa, diaconul care nu vrea să-l diaconul, să-l oprești de diaconie. Și l-am speriat. Și când l-a hierotonit. Ei, când am spus, faceți el duhovnic, când auzi de duhovnic, bă, asta mă rupă mine, altara, vă închipuiți, asta mă rupă mine, să mă faceți acum, mă, părinte, mă, să întâlnești o babă care moare, mă, ai putere. Și s-a împlinit toate. Era la neam toată treaba asta. Și a murit preotul din Pipiric, erau două părori din Pipiric, Pipiricul era satul al lui Nicodim, patria. Și a murit preotul acolo în Vinerea Mare, părinților, în Târgu Neamț, când se umbră piciorul în mașină, a murit săracul pe scările mașinii și a rămas parochia de parte, fără preot. Și a făcut apel la să le trebuie să a trimis tocmai pe ăsta, care nu era duhovnic. Eu nu mai eram acolo, eu eram la platina. Am primit scrisuri, salvați-mă, uite ce-am făcut, mă, deți, neascultarea. Caut și acum găsesc în pravile unde găseam să cu ce să-l ajute, să-l încurajez cu oarecare ațipilde, că Duralex LD rămânea valabil. Și sau acum e arhiereu, nu mai vă spun. E cocoșel de la Rădăuz. Da. Părintele Gherasim. Gherasim. M-a hirotonit preot pe mine. Cum? Eu am fost hirotonit preot de el. De el, da. Da. E, am rămas la acum, ne respectăm, ne felicităm, în sfârșit. Da. Am avut de la seminarul de acolo 6-7 arhierii am acum. Da. Nu mai, nu de cer nimic, nici n-am nevoie să mă lasem face. Ce s-a făcut duhovnicul? Este Părintele întreabă, ce să facă duhovnicul în momentul în care unul din fiii duhovnicești, din diferite motive, îi devine antipatic. Ce să facă el să depășească? Îi devine antipatic duhovnicul sau... Nu! Fiul duhovnicesc îi devine antipatic duhovnicului. Nu poate să-l iubească.
nu putem să-i cerem asta să o iubească. Atunci să spună păcatele, că să nu pierdă momentul ăsta extraordinar, pentru că intră în păcatul potriva Duhului Sfânt, că ți-ai ascuns pe motive sentimentale, nu știu ce, moșai cu măsurerea duhovnicul, mai are și această binecuvântată simțire să-și dea seama de lucrarea inimii lui și de sentimente. Știți că îl întreabă și mai întâi și duhovnicul trebuie să se înfrățească cu el ca să ajungă la niște lucruri foarte ascunse, știți, delicate, păcate, și atunci ca să poți să spună una din metodele cele mai bune, ca să poți să spună tot, că dacă mi-ai spus toate, dar unul și cele mai mari nu se spun, care s-au făcut ascunse, care cine știe ce, rămâne valabil. Mai nu cumva, uite ce, nu contează pe cine iubești tu, dar aici este un moment sacru. Este o mare taină. Depinde de mântuirea ta. Vedeți, și atunci eu nu că spune păcatul, nu înțeleg că nu mă iubește. Dar dacă duhovnicul nu-l poate iubi pe el? Asta este mai grav. Asta e la problema. Da. Și de ce? Pentru că nu-și face o treabă până la cap, e superficial, e plictisit, așa și dracu, știți ce face în momentul ăsta când îngerul trebuie să se bucure, pentru că dracu dansează, că îngerii sunt pe o plecare de cap, cum să zic așa, de părere de rău. E mai greu dacă Duhului cu noi. Și să cere cel din tâi, părintele le ține locul Dumnezeu, da. Nu e glumă. Să iubească cu orice chip. Să-l suporte în niște lucruri care nu vă dați seama. Eu când m-am făcut Duhului, când am auzit că ce se poate întâmpla în oameni, în lume, asta am rămas. Dar m-am lăsat, Doamne ajută-mă să rezist. Da. Și acum sunt momente când te mai putremur, dar zic și eu acum, e experiență. Da. Apropo de lucrul acesta, tot în același sens, spovedește duhovnicul până la un moment dat, mai ales când și e obosit, lumea afară, așteaptă, e târziu, e 12 noapte, ce face în situația asta? Părinte, când el pică jos, nu mai poate, ce face în situația? Nu toată ziua, dar de multe ori pe săptămână în situația să spun, fraților, nu mai pot. Dacă vreți să mă cruțați, nu mai pot. Ei, nu se lasă, părinte, eu vin de așa, dragă, așa este, dar uite, ca jos. Mă scuz, da. Ce să fac? Eu personal nici o obligație față de ei, dau preotul lor. Dar m-am expus până acum, eu sunt și călugăr, am și un program de mănăstire, e noapte, e târziu, exact. E 12, e 10 noaptea. Așa. E un canon de făcut, poate a doua zi este liturghie și trebuie să... Nici nu se pune problema, păi da. Și te scuzi, n-ai cum să faci. Pentru că dacă nu mai poți, nu mai poți, părinte, nu e. Am căzut, de mai multe ori am căzut, știți, da. M-am crezut că se mai evitea, dar am căzut. Dar am căzut pe front, cum se zice, n-am aruncat arma, ia în brațe, știți. Da. S-a întâmplat lucrul acesta, da, că... Nu e vorba de vârstă, cât e vorba de oboseală, părinților. Intervine oboseală foarte puternică. Chei la mai puțin nasuri ca să mă pot să la mai puțin. Vorbim să-i așa, da. Măsor. Când mi-au cruciulița de gât, e pusă în program. Da. Ca să nu rămână. Dorsul ceasului, țin și lumină, poate să meargă. Da. Dar pentru că nu mai sunt al meu. Da. În același sens, problema, tot responsabilitatea duhovnicului, a preotului, o problemă foarte grea, având în vedere că chiar dacă acea coadă a drăcușorului e mică, nu prea mai are putere, dar totuși face ravagii în lumea astăzi. Sunt probleme mari, mari, mari de tot. Lumea, foarte mulți oameni, sunt departe sau au fost foarte departe de biserică. N-au știut, au făcut păcate grave. S-au întors și așa mai departe. O problemă delicată este aplicarea canoanelor. În ce... Care este, acum există, canonul? Părinților, s-ar putea întâmpla să înșele pe foarte mulți aceste mari canoane, chiar la Sfântul Vasile cel Mare, să mă ascultați cu atenție și să sperie când aude de canoane. Asta e o mare greșeală. Trebuie văzut și elasticitatea canoanelor.
noi trăim momentul nostru istoric. Nu, să avem mare respect, pa să le cântăm, să le valorificăm canoanele acelea, pentru că ele ne arată gravitatea păcatelor de către cei grozavi, iluminați părinți, ce pot să zici, ei să zice și cei mari, așa, n-au spus ei degeaba. Dar constat un lucru, dacă vreți să cercetați Spitalicul 1, că ei au ținut cont mai mult de stare de lucruri. Eu am să vă spun un canon care o să vă ajute enorm, mă iertați puțin. Asta mă chemă la 4 noaptea, îi dă o voie să-mi soare, altă ce eu muscă pe fruntea lui, e una ce care, un de la care ne-a măseat. Canonul 74 a Sfântului Vasile cel Mare, care dă și 20 de ani să nu te împărtășești. Exact, da. Și încă cum îți spune să-i faci 5 ani la poartă, 5 ani la ușa bisericii, 5 ani în biserică, fără să te împărtășești, va să zică, vă dați seama ce gravitate vedeau ei, pentru că și așa este. Pentru că nu este lucru mic în viață răul cel mai mic. Deci, nu trebuie să ne iertăm nici cea mai mică greșeală. E o mare greșeală. Adică știți că dacă nu te omoară, nu te-a putut prinde un glonț sau un lup, nu știu, dar te pișcă un purec, știți, ca un iepure săracul, dar nu poate să mișe că îl prinde, ascunde și el acolo, s-a apărut și el. Pișcă-mă nemernicule, că zice, nu mă turme. Și măcar că nu-l omoară, dar deranjează. Vreau să zic că nu există păcat să nu deranjeze majestatea divină Mântuitorului. Așa. Și canul 74 a Sfântului Vasile îmi dă prilejul să vă răspund la întrebarea asta. Mare, dacă prinde momentul psihologic când face canul ăsta, care ne găsim noi cu el, că depinde de noi. Noi știm împrejurarea în care a greșit, ce situație a fost, nu știu ce, nu se putea altfel. Și deci are o semn de circumstanțe de ușurare. Și atunci, noi care facem pe canoniști și că a zis Sfântul Vasile cel Mare, ce facem canoanele, începem să nu ținem cont de împrejurarea care o trăim noi, alături de astea, că de tine depinde de duhovnice. În general, eu sunt pentru îngăduință, pentru povărăminte, dar pe ceva, pe o căință. Canul 74 zice așa, vi-l spun aproape textual, Sfântul Vasile cel Mare. Cel care are puterea de a lega și dezlega nu se canonisește micșorând timpul pocăinții pentru cel care se pocăiește. Mărturisesc de bunăvoie. Unul ca acesta ajunge de grav iubirea Domnului Dumnezeu. De unde să înțelege? Că Dumnezeu nu se uită, cum zice, vom zice, ani vrei să tai, vindecă irana. Te luptăm să-l vindecăm și mai departe. Voița aia care o ia pe umeri, că așa e fericită, măcar că a fost rănită. Dar dacă oaia era capie și îi spunea, nu vreau să merg cu tică, vreau să mă mănânce lupi, nu lua, rămânea acolo, dar oaia a vrut, necăim, îmi pare rău, deci avem ceva. Deci avem de-a face cu marea milostivirea lui Dumnezeu și care se uită de fapt la ce a spus Mântuitorul. Și noi trăim cu oamenii care mântuiesc ei. Am aruncat foc pe pământ și cealaltă vreau decât să se aprindă. El și-a aprins focul dinăuntru, a venit. Deci toate aceste elemente, trăiește-le și tu, vezi că tu ai putere de aici. Uite să vă spun o întâmplare. A venit în sâmbăta Paștelui, aici preoți, a fost casă de odihnă, știți? Un maramureșean părinților cu sari în cap. Că el așa umbla, să nu, domn părinte, vreau să mă spovedesc, să mă ghișesc. Mâine era Paștele, știți. Ei, acest bătrân, nu era prea bătrân, dar în sfârșit cu 60 de ani, avea nevastă de 35 de ani adventistă. Și centrul de adventiști acolo vrea prin nevastă să-l prindă pe Badea Ion. Ăsta era un voluminos și ăsta avea prin prezența lui și fizică, nu știu ce, cuvânt greu. N-a cedat Badea Ion, săracul, la nimeni aș fi cuneva. Deci 35 de ani n-a avut un paște ca lumea, n-a avut, era adventistă. Făcea ouăle roșii din... așa. Și eu mi-am dat seama, zic, cu Dumnezeu săracul, ăsta a mărturisit adevărul. Numai prin tăcere și prin așa.
n-am avut de lucru, nu trebuie că se împărtășea. Ai fost chemat în cine, Domn Părinte, și el era vinerea mare, am mâncat și el, Domn Părinte, deci eu sunt pătrun. Și acum e Arsenie, ce faci? Tipicarul, știți? Canonistul. Ce faci acum? Și zic, ce-ar face Hristos, Arsenul, ce faci tu? Adică Hristos s-a coborât, s-a făcut vierme, nu s-a nihileze neam omene, ci să-l transfigureze. S-a uitat Mântuitorul că a mâncat de dulce sau luceta, omul ăsta mărturisește ortodoxia de 35 de ani. Te împărtășești, ba, de Ioane, dar nu mai mânca până mâine. Până mâine mai erai câteva ceasuri, știți? Și a tăpărât preotesele pe mine acolo să le spun un cuvânt, dar fiind erau fiind și preoții. Și am spus lucrul ăsta ca o laudă, știți? Adică, mă, că să le trag atenția în ochi. Tipic, tipic și la inimă nimic, știți? Da, da. Trebuie să ai, să iubești omul acela. Împărtășania aceea nu era ta. Și eu vă mai spun și altceva, părinților. Chiar venirea la mărturisire e un canon. Da. Care trebuie să ții cont că el îl împlinește. El aici, păcatele de vedere, se face, nu vede cine vă știți, cu ascuns și aici trebuie să declari. Tu, mai întâi de toate, că m-a întrebat odată, era preasfințitul Anania și cu Teofist, Teofist la vreo era intendent la palat și ne-a scos de pe-n pustie, Eustinian pe mine și părintele Cleopa, ne-a băgat în palat acolo și vorbeam, eu să mă împărat din mine și să spovedem, să am dus pe mănăstiri. Și m-am trezit, spovedeam la mănăstirea Țigănești cu Anania și cu Teoctist. Când a intrat Anania cu un mic, spune-mi un cuvânt de duhovnic. Cum a văzut? La duhovnicie numai o singură persoană, părinte. A fost săptămâni trecute, pe să mai spovedește pe la mine. Și am văzut, el și-a dat seama. Conducea mănăstirea Slatina, poate ați auzit pe vreme, era ca o academie, și a venit acolo cu un mitropolit care era de la Alexandria, dar era locotenent lângă armata rusă, biserica rusă. Și îi spunea lui Lan Franțuzește, vorba aia mea, care coane urmă, mă prezenta la ăla, știți, e o singură, așa, singură persoană, și așa e. Este o singură persoană, nu e el, trebuie să pui în situația, că el se spune, asta e una din metodele și de arta duhovnicului să-l pună pe ăla, să spună tot, că asta înseamnă mărturisire. Nu fac cu el filozofie, nici nu sunt gradații de... Așa, dom'le, ai făcut cu tare păcatul, delibere și vezi dacă a făcut. Totul este dacă omul se căiește. Pentru că acesta ajunge de grav, iubirea de Dumnezeu, deci Dumnezeu căută inima înfrântă și zice, nu se uită la timp. Așa, un răspuns la canoane. Canoanele rămân valabile, dar tu dispui, tu judecătorule, tu duhovnicule, tu dispui dacă îl împărțești sau nu. Nu numai decât că spune canonul. Tu constată la fața lucrului stadiul de pocăință al omului. Și am spus și spun mereu, domne, fiți îngăduitori, dar pe ceva. Eu am fost pe ceva cu Badea Iua. Da. Ăla o săra, cum observa nimeni, că 25 de ani apăra ortodoxia dragă, mai mult decât noi mari... cu numele nu știu ce, învățat. Nu, săracul și da, mi-a plăcut. Deci, totul e în funcție de stadiul de pocăință. E, părinților, nu fiecare prezintă particularitatea lui. Nu să fie exact toată lumea, dar mai pune de la tine, cu harul Dumnezeu, adică să face așa că mare lucru e împărtășirea. Tocmai pentru că e mare lucru să nu se împărtășească repede și tocmai invers pentru că e mare lucru să se împărtășească, știți? Dar tu administrezi chestia. Și aceasta e o altă problemă pentru faptul că mulți sunt foarte scrupuloși și spun că nu sunt vrednic, părinte, să mă împărtășesc și așa mai departe. Și o altă categorie care au o viață liniștită. Sunt mulți tineri, copii foarte buni, dar doresc să se împărtășească mult mai des decât, de exemplu, este practica aceasta la noi în biserică, la noi, acolo. Adevărul este că discuția asta este individuală și sigur că putem vorbi la drumul, cum vorbesc aici, uite, frate Iulian, știi, eu sunt de vreo cu studenții de la teologie, am luat de la anul întâi, așa, și acum sunt unii preoți, nu știu ce, chiar aseară a fost târziu, de tot pe la 10, Daniel, așa, și acum s-au lovit... Să-l vezi că acum săracii ca preotul ce și din ce treabă. Da.
cei care au această scrupulozitate că nu sunt vrednic, trebuie să ne pare bine pe o parte, dar pe altă parte e o mare primești. Exact. Deci trebuie să-i explici. Frate, nu rămâne cu prejudecățile tale. Nu ești dumneata care hotărăști, este preotul care este reprezentat, care ține lucrul Dumnezeu. Tu ai venit la mine, ce eu hotărăsc. Nu mă asculți, te pun în rândul păgânilor. Nu te juca. Cuvântul de preot e cuvântul de Dumnezeu. Gata. Așa că, dragă, faci ce spun eu. Să nu crezi că nu m-am gândit eu că ma ta ești, nu meriți. Dar ma ta crezi că chiar eu merit? Merită cineva. Dar eu crezi că dacă aș fi înger, aș merita. De ce pui problema așa? Pentru că facem tot ce ne stă în putință, să ne arătăm că suntem cinstiți și lucrează ca Dumnezeu, chiar l-a împărtășit. Cine ar putea să fie vrednic? Exact, da. Pentru că, uite, m-a întrebat părintele Teofil Orbu, părinte al roșii de 50 de ani, te mântuiești? Nu mă mântuiesc, părinte, când a umplit el? Cum, părinte? Păi zic, părinte, ca să mă pot mântui, e vorba de harul Dumnezeu, că nu se dă că omul smerit. Ei, aș putea să spun că sunt merit, că smerit nu se cunoaște că ești merit. Mă întreabă mulți, cum să fii smerit? Mă, nu știu cum ai putea să fii smerit. Mai întâi stai la locul tău, zic. Una așa mai păvăzute. Dar cunoaște când suntem mândri. Și atunci, stai, uite, sunt prostule, nu știu ce știi. Și atunci începi să dai seama că smerenia n-are măsură. Și tocmai asta este, acolo vine harul Dumnezeu și te poate salva. Pot eu să spun că mă mântuiesc, că, ca să spun mântuiesc, sunt dat Domnul, nu sunt smerit. Și atunci nu e frică. Că ne dăjduiesc, aia e altceva. Altceva, dar să răspund direct, nu e gândul la iar, nici nu, și mântuiește la Dumnezeu, știi? Dar cu cei care doresc să se împărtășească mai des, repet, cu spovedanie, părinte, cu regularitate, și ăștia trebuie ținuți în frâu. Da. Să știți că sunt armăsar la trăsură sau la sanie sau nu știu ce, dar sunt și hățuri. Trebuie să-i duci pe drumul care vrei tu, nu care vrea el. Da. Așa. Trebuie și ăsta, trebuie să... La toată lumea există un răspuns. Da. Dar noi care acceptăm, administrăm, să zicem, taina, trebuie să o facem cu dreaptă judecată. Pentru că, uite, sunt, cum a fost Vladimirești, o catastrofă. Da. Dar lăsă că au și au necat în erezia cu cum metem psihoze, cum da, da, da. Dar și alții, am auzit că sunt niște măsiri într-un loc de împărtășesc zilnic. Așa. E, asta este nenorocirea momentului nostru istoric. Da, asta e nenorocirea. Da, că a spus ăsta Sfântul, că m-a întrebat mulți acum, de ce zic de vinerea poate aici, a zis, lasă-mă, fiți grijorați, am venit și să ciugulească ceva, prea multe n-au ciugulit, nu vă teme, să știți, așa, să mai vadă lumea. Românii noștri săraci erau stare să-și surge picioarele, că ce știau ei, știți, dacă e vorba. Dar nu este așa. Discutam și cu patriarhul acum, că ne povestea așa unele întâmplări, e aici patriarhul. Da. Așa. Și... Ăsta sunt părintele Iustin din Serbia. A zis, trei mari lucruri grozave s-au întâmplat în istorie de când e lumea. Căderea lui Adam, trădarea lui Iuda și infertitatea papa. Să te faci tu Dumnezeu pe pământ, să-mi avut dreptate, Iustin. Da. Iustin Popovici. Popovici, Iustin Popovici, da. Are dreptate. Și eu acum nu mă declar ortodox. Pentru că sunt ortodox. Și am zis că și Hristos e ortodox. N-am făcut nimic decât ne-a spus el. Deci, ortodox înseamnă adevăr și doxă, știți? Așa, dacă vedeți, cuvântul suntem așa. Și e o mare îndrăzneală. Nu pot să suport niciun chip, pentru că părinților nu sunt un om de tipic. Sunt un, îl propovăduiesc o stare de prezență continuă. Asta aș vrea eu. Dom'le, să te gândești la mine mereu. Această stare de prezență nu te lasă pe tine, sau dacă greșești, să te poți să zic asta. Asta a fost și o discuție de contradicție între mine și părintele Clop, acolo pe permanent când am făcut. El era pentru o poziție de nevoință, eu nu, era de poziție de strezie mai mult, știți. Așa, și atunci, sigur că văd eu o ortodoxie, dom'le, nu-i nimic fără rost. Și dacă ar văd ecumenism și nu știu ce, ce să cedăm, mă, ca să vă primim? Ce să nu putem ceda nimic?
Părinților, vă rog să credeți că când a spus cine a spus, Mântuitorul, de ce a spus, cum a spus, că o iotă, o dacă se scapă de asta, mic se face, adică nu se-au mântui. Zice, și eu am gură, dau ăștia, mic se face împărăția, nu, dacă altceva de mânt, nu putem ceda cu nimic. Eu fac proscomidie, de fapt. Ce să cedez eu de proscomidie? Că ei nici n-au proscomidie, la urmă, vă știți. Pentru că n-au cultul morților, n-au întunci. Ce să cedez eu ca să vă... Am avut o discuție cu un părinte la Garea Mare, la Vietănase Nicolae, știți? Uh-huh. Și m-a invitat pe acolo, în sfârșit ce am văzut, m-am folosit foarte mult. Și cu privire la ecumenism, mă întreabă nebunia aia care trebuie să ai, că trebuie să nu o cere nimeni. Dar ce vorbeam de... Părintele Tănase. De Părintele Tănase, care... Și Părintele Tănase, de la ecumenism, ce spune? A venit un catolic, un preot catolic, care avea un foarte bun nume în catolicism acolo, cu o parohie bogată și așa. Și a asistat la tot ce a făcut Tănase cu liturghie și s-a folosit la... S-a folosit sincer, a fost om de bună credință, știți? Și s-a dus la el acasă acolo și a început să vorbească și cât de cât mai aplica și el. Și l-a mutat papismul, la marginalizat, nu știu ce. Și cu privire la ecumenism, spune Tănase, vezi, părinte, că dacă ne-am unit, uite, bă, zic că ăla era un ins de bună credință, dar la nivelul unei biserici întregi, ăia intră în altarele noastre cu pălăria în cap, că suntem una, n-au identitate, bă, și au nevoie de identitatea ortodoxă. Nu vezi că trag de noi toți? Noi, cu cât, nu, e o încăpățânare. Nu este o lipsă de a vedea necesitatea momentului istoric să faci o unitate. Unitate nu există decât numai în adevăr. Nu se poate, n-avem cum. Mântuitor înseamnă să vină încă o dată cu altă învățătură. Nu există. Ne-a lăsat și ne-a lăsat. Noi să fim fericiți că suntem ortodoxi, dar la nivelul, dar ăla era un inis de bună credință, ăla era un inis, dar la nivelul unei țări, da. Ăia vin pe aici, păi parcă și eu văd că suntem una, nici măcar nu mai sunt preocupat, nici măcar de ce făceau până aceea în limba lor sau în cercetarea lor, așa. Deci e o mare primeștie. Și ca tactică, ca să le dăm ceva să învețe, noi numai dacă rezistăm pe poziția asta ortodoxă, adevărat, chiar în cele mai mici amănunte, pe asta provăduim învățătură și pentru ei. Ne fac curte. Credeți, Sfințioțe, că vezi, ce trebuia să vină papa în România? Ce vrea? Vrea să facă niște biserici pe Bărăcan, știți? Vrea să... Ce dorea? Nu vedeți? N-au liniște, pentru că nu sunt în adevăr. Eu, apropo, ca... Dacă aș fi mai mare, mare pământul, aș desfința catolicismul, îmi să-i tot urmează între ortodoxia. Părinților, asta nu înseamnă bigotism, nu, știu. Nu înseamnă. Înseamnă că vreau să văd că există mântuire în tot ce facem și e toată bucuria noastră că punem toată râvna și suflet în ce facem, nu socotință numai. Da. Apropo, dar care trebuia să fie atitudinea oamenilor acum, când a venit, când a venit papa, pentru că mulți au îndemnat la un fel de manifest antipapal, deci la o manifestare, cu toate că a venit ierarhia, deci știm foarte bine că a fost de acord și așa mai departe. Ce trebuia să facă lumea? Vă spun, eu sunt aici într-un local, țări unde sunt foarte mulți turci. Mm-hmm. Și dacă vin la mine, nu-l dau afară. Turc, da. Care-i păgân, mai grav decât papa. Da. Bani, cere și rugăciun. Nu pot să-i pomenesc la proscomii, dar până la catiste, până la astea, știu ce. Chiar mi-am făcut la un mare croitor al lor de turc, foarte bun, mi-am făcut niște lucruri de astea, cămăși așa. Și am zis, nu, zice, că noi avem mare nevoie de dumneavoastră, asta a fost răspunsul, știți? Așa, eu te mă zic acum, zic că nu vă să mă... Dar acum mă spuseați că a fost ieri primarul la mine, de aici, mă iertați că dacă închideți aia, că mă înțeapă conștiința. Da. Că dacă, așa spre învățătură, rațiunea are o părere și conștiință, altă părere, face ce conștiința, nu ce zice rațiunea, știți?
la o problemă oarecare, conștiința e altceva. E acea părticică deșteaptă divină de noi, care aici nu se poate. Da. Vedeți, Suzana, cartea Necaune, Suzana, da, a fost acuzată, știți, de adulter fals. Da. Și i-au spus, dacă nu ne cedeți, noi suntem doi martori și te vor condamna la moarte. Și Suzana a deliberat. Ca să scap de moarte, trebuie să cedez. Ce fac? Să cedez, să scap de moarte, asta? Și ce a făcut Suzana? O lăsăm puțin și trecem la David. David a păcătuit, știți, și adulter și ucidere. Și a fost întrebat. Cine vrei să te pedepsească, oameni sau Dumnezeu? Și lăsăm pe David cea de liberă să trecem iar la Suzana. Suzana a zis, domnule, nu cedez, judecați-mă voi, decât să supăr pe Dumnezeu. David, invers, a hotărât să-l pedepsească Dumnezeu, nu oamenii. Și acum, cine citește la repezeală, pare un paradox, dar nu e așa. David a zis, pentru că deja greșise. Da, și, da, da. Și greșise. Mila Dumnezeu e mai mare. Și a judecat la Dumnezeu că e milostiv decât la oameni. Da. Dar Suzana nu greșise. Da. Și atunci era un păcat pe de Duhului Sfânt, nu, mă pediți-o voi. Și nu s-a dus cu ea acolo, știți mai departe. Da, și, da. Așa, a judecat-o, dar a venit prorocul Daniel și a salvat-o, știți. Știți cum? Da. Așa. Da, pe același drum, unde a mers frumoasa și bogata și cinstita, Suzana s-a întors cu laur, da. Deci păcatul care înainte îl hotărăsc numai că m-a iertat Dumnezeu, e păcat foarte mare, să știți, chiar dacă e mic, concepția în sine, ăsta e păcat în poate puțin de care vorbea Evangheliile de iert, au luat la biserică, dacă ați urmări, știți, cine va greși împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat, ăștia. Exact. Așa. Pentru că Duhul Sfânt face să mă recunoașteți voi că sunt Hristos, dacă voi nu recunoașteți, greșiți împotriva Duhului Sfânt. Așa, puteți, bă, mă vedeți ca om și puteți să greșiți, vă iert. Dar e Duhul Sfânt, vă spune că eu sunt Dumnezeu, aici greșiți voi. O altă problemă pe care am auzit-o în anumite discuții, fie au venit și au spus de la diferite mănăstiri, sau diferiți duhovnici, au spus următorul lucru. Când cineva săvârșește un păcat mare, se spovedește, dar nu-i dă dezlegarea propriu-zisă, deci nu-i spune rugăciunea de dezlegare. Pentru că spune că trebuie amânată dezlegarea aceasta până la urmă. E o mare greșeală. E o mare greșeală. S-a spovedit, dar e dezlegare. Nu-l împărtășii. E altceva. Nu-i dă dezlegare acolo. Exact. Dar el te-i dezlegare. Pentru că orice ar fi făcut, jertfă de Golgota depășește orice greșeală. N-a venit numai pentru o anumită categorie de bonlaci. De greșiți. Nu se poate. Eu, mă iertați exact ce spuneți, am fost la Sigăstria, am avut mulți fii duhovnicești și vorbeam cu părinte Ambrozie, care a murit, care e un mare trăitor, a dus de mine în mănăstire, l-aveam la Mare Evlavie și îmi purta și el, așa, tot așa, Mare Evlavie. Și l-am întrebat, cum mărturisesc, pentru că era un duh acolo, un duh care era al Sigăstriei, știți, adică cu canoane de temperia. Da. Și cum faceți? Păi zice, preacuvioasă, zice, dacă are 20 de avorturi, nu dezlegăm. Și ce faceți? Te trimiteți la Arsenie? Ce faceți? Nu știu, a venit, mă, să se roage. Adică crezi că a făcut păcat mai mare decât a făcut Petru? Și cum l-a înțeles Mântuitorul? Ce canon ușor i-a dat, usturător, dar pe drumul salvării, știți care, mă iubim, da. Zic că orice ar fi făcut, asta e mare greșeală și lipsa de înțelegere a mare prerogative, mare puteri care are duhovnicul. Dacă ți-l rog cu Dumnezeu, prostule, ce te mai cântărești atâta?
ai libertate adusă la Dumnezeu cu inspirație și înțeles să apreciezi lucrurile, dar cum să nu desprecii? Nu îl împărtășești, ai cu totul altceva, îi dai canonul ăsta, nu te împărtășești. Că ăsta e cel mai mare canon care se dă, adică de locul de la împărtășit. Da. Dar dă-ți de că îl dezlegi, nu să se mai ducă el. Da. Dar vine la duhovnic. Da. Atunci când greșeau în vechiul evrei, se ducea la cruce aia cu șarpele, dar se producea pentru orice fel de păcate. Nu făceau păcate ușoare, să știți, da. Aia acolo. Da. Cum ne disecăm noi pe aceia, aia făceau păcate mari. Și erau iertați. Dar noi aceia, nu? Da. Vine la semenul tău, ți-a dat puterea asta. Dar asta vreau ca el care vine să vadă într-adevăr puterea nelimitată a Duhovnicului. El trebuie să răspundă cu această nelimitată putere. Tot legat de spovedanie, mai ales în București, și vorbeam și pe drum când veneam, există practica spovedanie în colective, în grupuri. Nu are valoare, părinte. Nu are valoare. Nu are valoare. Și acum iertați-mă ca să vă spun un caz, știți. Aia îi convine la oricine să spună, pentru că trebuie să treci prin transpirația asta a spusului, păcatului. Personal. Personal. Îți cere Dumnezeu această jertfă. Nu se poate fără... Dom'le, am greșit aici și de-aia am spus eu că și spovedania în sine e un canon. Că eu trebuie să treci, tu să-i dai ocazie să nu-l lași, te frate, așa, așa. Dacă știi că a făcut un păcat, că mi s-a întâmplat mie și asta, făcuse, trăise cu fata lui și eu știam de la fată ce a făcut și el nu vrea să recunoască. Nu l-am putut dezlega. Ce facem în cazul ăsta? Nu l-am putut dezlega pentru că el, dacă îl dezlega... Tăgăduia. Nu. El nu spunea, nu recunoște. Nu l-am dezlegat. Da. Pentru că dacă îl dezlegam, el cădea în păcat, în păterul cu sâne, sfâre la păcate, ținute. Și nu l-am dezlegat ca să măcar să-l ușuresc cu asta. Am murit la niște zile, Dumnezeu, stă mintea lor. Dar ne dezlega, n-am avut cum, dar eu am insistat că știam lucrul ăsta. De mai mulți ani, de la 9 ani, a luat-o păcisa în păcate, știți? Aia săraca, până a dipuit-o, până în locul o mătucă, dar ei... Da. Ce vreau să spun eu de... Deci trebuie să mărturisească el singur, nu ne putem folosi noi de ce știm. Nu. Pentru ce Dumnezeu, să-l determin Dumnezeu să... nu știe ce ai făcut, dar te așteaptă să te declari. Da. Sigur că da, nu. Păi asta este. Asta este. Sigur, trebuie să spui. Dar vreau să vă spun o întâmplare în legătură cu spusă de colectiv. Un mare mitropolit, creștin, bineînțeles, chiar a avut o întâlnire sinodală acolo, el prezida, și căzuse într-un păcat de curând. Strașnic de conștiință, am să spun public ce păcat să. Dragul, nu spune public acolo, de n-am să spună, dar tainic, oricum când spune tainic, nu-i convine să nu spune, dar de mă rog, că nu spune tainic, dar s-a uitat la șopierile ăștia el și a spus la popor, biserică mare, vesată de lume, nu vă mai pot fi stăpân mitropolit în clipa asta. Am făcut păcatul cu tare. Și asupra noastră să fie, dar nu te lăsăm să nu ne fii. El când a văzut lucrul ăsta, a deliberat necesitatea, că aici putem face și pe ură minte noi, pe la eventuale hirotonii, un om de ispravă, îmi pus să treci pentru niște accidente, așa. Și avem, uite, cazul ăsta, avem cazul lui Moise Arapu, care a și ucis, după cum, așa, și s-a preoțit. Asta și atunci el când a văzut lucrul ăsta, ca să nu se smintească poporul, pentru că nu ar fi iertat poporul, nu-i interesat. Zice, da, ce închideți ușa de acolo și deschide geamul ăștia la altar. Toată lumea să iasă, călcând pe mine pe fereastră afară. Și când a ieșit ultima, a zis, iertate, s-a auzit gradul, iertate păcatul tău. Da. Da, v-a să zic că a făcut o mărturisire publică, nu se putea altfel, știți? Așa. Apropo de lucrul acesta, tineri, studenți la teologie, care vin să spovedesc și au făcut păcate care sunt impedimente la hirotonie. Personal am procedat în felul următor. Evident, a primit dezlegare pentru că s-a spovedit, dar l-am sfătuit ca înainte de a se hirotoni să spună episcopului, pentru că totuși
Nu. Totuși, cine hotărăște asupra, hirotoniei? Nu, părinte, nu. Când își face dosarul de hirotonie, are un cuvânt într-o foaie și duhovnicul. Ce zice duhovnicul, hirotonist sau nu? Și el zice, n-are păcate opritoare. Nu spune opritoare, știți, curbie, ucidere, nu știu ce. Deci, are avisul și al duhovnicului, dar nu se spune el la, la arhiereu. Pentru că el depinde de tine, arhiereu. Deci, dacă tu i-ai dat dezlegarea asta, arhiereu îl face cu preotul. Să vă spun o întâmplare. Nu știu mai ce. Dar un pic. Știți cât, mă iertați că insist acum, dar știți cât de formală este problema aceasta a spovedanii la catedrale? Pentru că nu duhovnicul lui îi dă hârtia, ci este duhovnic special pus la catedrală și asta acela are... Asta e simonie, dragi. Dar asta e realitatea. Asta este realitatea. Asta este... De exemplu... Pe ori sunt duhovnici care deliberez și sunt așa țin așa de mântuire, ori ce cauți la mine? De exemplu, când m-am hirotonit eu, întâmplător, fericit o caz a fost că duhovnicul meu din seminar era și duhovnic la catedrală. Și m-am spovedit la el, dar altfel sunt duhovnici de catedrală care îi hotărăsc. Stai să vă spun acum un lucru care are... Nu, asta e dreptate. M-am trezit cu un tânăr aici de la Buzău. Până și-a ales și el o soție de mâine, îl hirotonea duminică. Și el, câteva zile înainte de hirotonie, a greșit cu viitoarea lui soție. Și s-a spovedit la duhovnicul seminarului, că el era făcut seminar. L-a oferit în sus. Nu te mai poți hirotonii. Se duce și spune și la părinți. Nu se mai poate face. Părinții săraci care, cât au fie bucuroși că avem un băiat preot, mâine, păi mâine, ce știau ei, știți? Ca să răspună ăsta, ce fac părinții acum, spune, măi, eu te dezleg că, și să-i spui la episcop, că eu am fost de părere să te facă episcop, era Epifanie care mi-a fost elev, da. Știi, și care, și nici eu, nici el nu dispune, dispune episcopul, dar spune ce ai făcut. Exact. Așa. Exact. Pentru că eu nu puteam să deliberez, eu ai voie să te, dar eu îți dau dezlegare. Da, vezi când auzi episcopul de-a dat și Arsenie, așa, dar spune că ai fost și pe la mine, dar eu te-am trimis la episcop. Să-l mai și flateze pe ăla să nu știu ce. Dar el dispune de episcopul, episcopul nu l-a oprit. Dar să-i spui episcopului că a spus păcatul la mărturisire, episcop, preotul la care o ia acolo duhovnic. Asta mă interesează pe mine mai mult. Și ăla e defect, defectos duhovnicul. S-a dus și a spus la părinți, mai spus tu păcatul de la duhovnic. Da. Se poate. Deci se poate face, părinte, aceasta, asta, dacă tu ai fost duhovnic și altul de avizul, asta e un semn de simonie, a dat la ceva și știi ce înseamnă simonia. Da. Doamne ferește. Da. Da. Și dacă aș ști cât e de tronată... De practicat. Da, această simonie acum nu mai merge cu lei, pe dolari, pe... Cu fiind de părinți și copii și rolul duhovnic. De foarte multe ori, pentru că părinții de regulă nu au crezut în Dumnezeu și poate nu cred, sau cred în felul lor, în ce sens? Spun, noi avem credința noastră, biserica, știm noi ce a făcut preu, ce au făcut preu și așa mai departe. Iar copiii cred în Dumnezeu și au o schimbare radicală și vor să practice viața asta creștinească în mod mai autentic, adică să meargă duminica la biserică, da, 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 să se spovedească, să țină post și intră și deseori se întâlnește acest conflict între părinți și copii, tocmai datorită acestui lucru. Ce face copilul? Ce face duhovnicul? Și până unde, părinte, merge? Mi-a spus Hristos. N-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie, să va certa tata cu fiul, sau zic, pentru că el e credincios, e necredincios. Ține mai departe, poziția creștină. Până unde merge ascultarea de duhovnic și ascultarea de părinți? Părinte dragă, până la... e greșeală canonică, să mai zic dogmatică, știți? Nu e... Părinții n-au nicio... Hai să vă spun, iertați-mă că chiar dacă întârziem, dacă ne-am întâlnit, vă rog să credeți, îmi face mare plăcere, pentru că
eu sunt interogat la situație de noștea de lume laică care pune niște întrebări de școală primară, așa, și eu trebuie să plec de acolo ca să ajung dincolo, știți, da. Și de asta vă cer scuze că trebuie să vă spun. Nu, pentru noi e o bucurie, deci da, nu da, e vreo. Să spun începutul vieții, pentru că e legată neapărat de lucrul acesta, dai voință ei putere, știți, alungit de la Isaia, ce a făcut începutul vieții Sfântului Macare Alexandrin. El s-a hotărât, fugea în secolul 3-4 când a trăit, să nu se însoare, să ducă o viață creștină de unul așa. Era fericit să tot gândea. A tot meditat, s-a bucurat, ne-a spus de mult până a ajuns la vârsta însurători. Părinții, cu autoritatea lor, au tot în momentul să-i găsim o fată pe măsură la băiat. Au găsit și a hotărât unta el, săracul, care a trăit toată viața pe altă poziție duhovnicească, nu accepta deloc, dar nu se putea, și nici nu putea să spună, știți? Părinții erau respectați, cu adevărat. Și eu mă rup și acum să dau autoritate părinților, dacă ne vorba de adevăr, poate sabia. Numai nu e glumă, Hristos trebuiește apărat, cum spune Sfântul Pimen, dacă odată taci, a doua taci, a treia fă-te sabie, dacă așa, Hristos trebuiește apărat, care e capul nostru, de-aia a spus să fii înțeles ca șerpi, pentru că șarpele își apără capul. Că dacă nu, dacă lovești la cap, moare, altă coadă, alta nu moare. Și capul nostru e Hristos și păzindu-i, asta înseamnă să păzim pe Hristos care e capul. În sfârșit a venit nunta, l-a îmbrăcat în frac, Alex, pe Macarie, săracul, o fată nevinovată acolo, al de-al vedea, el cu o sac la nuntă, acolo la petrecere, lumea l-a spus, aia eveniment, nu știu ce, el însă fără masă, dar după tradiție trebuia să-l tragă cu mireasa, cu cât se apropia momentul ăsta, cu atât îl seca mai mult. Pe când a sosit chiar câteva câmpi de moment, a ieșit afară și fuge. Unde? Spre poarte. Cine era dușmanii lui? Casnicii lui. Chiar mireasa era cel din tâi dușman, va să zică casnicii tăi. Când a ieșit pe drum, a să spun, unde? Pe drum? Să fugă de aici? Pe drum a un bătrân, cozi de sagă cu toiac la spate trecea și el. Când l-a văzut, ăsta era salvarea lui. Unde duci bătrânul ăsta în frac, îmi dai bătrânul săracul? Păi zice, unde mă duc? Nu a vrut să-i spună, că l-a văzut că ar putea să înțeleagă cineva, dar săracul ce putea să zică bătrânul ăla când l-a văzut bătrânul ăsta? În sfârșit nu s-a lăsat și el zice, mă duc în pustie. Că pustie, ia mă, nu se s-a agățat în poră lui, l-a luat. Și bagă de seamă, și eu te iau, dar să știi că nu avea nicio grijă săracul, el nu se cumpta să depărteze mai mult de primejdie. S-a dus în pustie și a stat 3 ani. Într-o desăvârșită, că după 3 ani, bățoarea ridicată era arhanghelul Rafael. Așa har, așa mișcare, așa har, așa voință, așa har. Ei, și la el, dacă stătea, putea să se mistuie el acolo, dar nu a zice ce a mișcat înseamnă ajunge. Deci fugi, fugi, nu te mai ții până de părinte. Ei, cine a fost Mamacai Alexandru? Știi, s-au tăbărât drace pe el, s-au ducă lume, dar el ce, unde m-am făcut, zice, că i-au zis că ești înțelept, dar unde m-am făcut în lume, s-am făcut timpul, timpul, tine rămân. Dar și ca să-și facă joc de ei, știi ce a făcut ăta, a băgat capul în peșteră și picioare, ce picioare duce, capul nu vi-l dau. E, și mai multe, a găsit 2 lei, pui de lei, surgea la măsa moartă, știi, și i-a luat el, i-a crezut, s-a făcut 2 lei, erau ucenicii lui, în sfârșit viața lui era frumoasă, știți. Da. Tot legat de lucrul acesta, dacă mai permiteți. Da, de asta vă spun, dragii mei, este vorba de a face ce a spus Hristos, cu prudență ne-a spus, nu țineți cont de nimic, numai ce spun eu. Și am spus chiar o mormântare acum, persoană, m-au fost zile trecute. La Felicia. La Felicia, da, că eram duhovnic cu ei. Da. M-am dus acolo și am spus, domnule, singurul sens și principiu e Hristos, nimic mai mult. Ascultați glasul mortului. Mortul asta ne spune, că era Hristos și nu poate să spună altceva decât ce a spus Hristos. Și știm ce a spus Hristos. Și ce a spus?
ce alta doresc decât să prindeți unul care l-am aruncat. O să zic că da, nu ne jucăm cu asta, ce m-a spus Hristos, nu ții cont de nimic. Ce să fac la părinți săraci dacă și eu sunt foarte bucuros, părinte, și astăzi tot așa mă lovesc de copii, care, de părinții copilor, care ei sunt virtuoși. Sunt mai mult fete, chiar astăzi am avut o fată, ce să fac, zice, dacă mă vede mama fără inel și fără cercei. Și luptă, pentru că ești o scamatorie cu astea de urechele tale și cu degetele astea. Ce înseamnă asta? Numai verigheta, care are o mare semnificație, dar astea ferește de ochii care cunosc, de ochii comuni, așa cu puse și cu nu știu ce știu. Părinte, nu fac revoluție, dar nu cruz pe nimenea. O fac pentru că am o barbă, pentru că, da, așa cu civilizat, nu mi-a scăpat până acum niciunul. Întâlnesc o doamnă și mă ia, zice, și eu sunt soția părintelui, ăsta e în Elveția el. Nu știu cum îi zice. Era Bria. Cum? Nu, e Sauca. Dură. Sauca, da. Sauca. A, zic, ce bine vă stă așa cu numele ăsta, da. Ce-i cu aia decât acum? Nu era cu certiți, era o trecie de asta cu nume, bă. Zice, ei, nu zice că toate sunt gătuite, dar nu toate sunt de folos. Te, așa. Păi și toate sunt împlinite și dracu, zice așa, nu. Poate cu ce să faci de doamnă preoteasă? Domnule, nu ce da nici ea, știți, nu ce da. Pentru că era nevasta lui Cauca. Da. Cauca mă avea la Marie Vlavie, ne-a invitat poate o glămăță și a fost și el invitat acolo. Și mă avea la Marie Vlavie, știți. Da. Da. Nu facem caz de lucrurile acestea ca să nu ne lovim pe, să ne zic că suntem formaliști, că nu știu ce. Dar pe unde, când dau discuție cu ei că se spovedesc, le spun, nu e voie. Fă cruciulită, ne transformă cruciulită, nu te ajută crucea care înseamnă toată înălțimea, toată dâncimea, toată lățimea. Sfânta Treime. Da. Legat tot de copii, dacă mai permiteți. Uf, fermi, n-am ce să n-am nicio ieșire, nu scris de pozită ușa. Un caz, o tânără, e studentă, e, deci pot să spun că e un caz acesta. Mi-a spus la un moment dat, parțial, se spovedea la mine, parțial mi-a spus că are o chemare ea și că trebuie să plece, ca după aceea să, doar atât mi-a spus, să mai divulge un pic mai departe, mi-a dat telefon că trebuie să plece în lume, să plece de acasă. Unde? Iar revine cu un telefon să spună că trebuie, simte că trebuie să fie nebună pentru Hristos. Și am zis, unde? Te duci la mănăstire? Nu. Și foarte greu am obținut toate aceste elemente, nespunându-mi concret despre ce e vorba. După ce am mai stat de vorbă cu ea, până la urmă ea a plecat, a avut o tentativă de a pleca, dar nu la mănăstire, să meargă pe stradă, așa pur și simplu. Că este singura ei cale de a se mântui și eu am oprit-o și am spus că e o ispită drăcească chestiunea aceasta. Ajungea la Maramu cu la propriu, știți, da. Acolo ajunge. Nu vine pentru Hristos, nu era bine pentru Hristos, era o falsă înțelegere săracă. A înțeles greșit, trebuie explicat. Așa, fetiță, uite, suntem așa cunoscători ai lucrurilor, sunt eu care sunt și călugări, vă dați seama. Și, frate Iulian, ia de matale plicul ăla galben de acolo, ăla. Așa. Și spun, uite, vezi, eu sunt călugăr și numai așa poți să pleci. Nu cu o altă rațiune la mănăstire, cu nebunie pentru Hristos. Dar nici nu se ducea la mănăstire, da, pe stradă, da, așa. Da, dar ce ea și-a ales o cale de șansă. Da. Și vreau să arăt cum arătam eu. Dar de mă duce la mănăstire, aici terminase marmata. Da, arătați-o și la camera. Uite, mi-a făcut... Chiar fratele Iulian mi-a făcut mai multe de ăsta. Și uite, aici chiar eram când am plecat. La mănăstire? Da. Ce
Câți ani aveați aici? 21, m-a luat în armată, știți? 21-22. Și aici aveam 23 și 4, cam pe atunci am pregătit, știți? Da. Asta puteți să o luați, că mi-a făcut mai multe, fratele. Și mai facem și noi. Și am plecat în niște împrejurări, când fratele meu, frații mei a murit și a lăsat niște copii, care îmi cădea mie în sarcină, știți? În sfârșit, lăsăm asta. Adică fata aceea trebuia oprită cu orice chip. Și săraca ajunge mie pe unde. Asta era o lucrare drăcească, foarte reușită, știți, în partea dracului, știți. Ea acum a vrut să se spovedească după un oarecare timp la mine, am fost acasă, supărare mare, s-au supărat părinții. Evident, i-au acuzat biserica pentru faptul că au zis că uite ce ți-a băgat biserica în cap. I-am spus, uite, vezi câtă tulburare ai făcut. Ei, ea vrea să se spovedească la un moment dat, dar tot la fel nesinceră. Plecând de la ideea că eu totuși am oprit-o de la un fapt bun. Și dacă ea pleacă de aici și este nesincer, de la o chemare, a spus că avea o chemare, ce de făcut? Asta e o chemare de la dracu, trebuie să nu-i da dreptul. Ce i-am spus, am spus lucrul da, acesta. O chemare, nu poate să fie o chemare, dacă e o chemare și o nebune pentru Hristos, dar unde te duci, ce înseamnă mănăstire? O pierdere ca să te poți găsi, cum am zice, o transformare definitivă, să renunți la poziția, la personalitatea omenească pentru cea îngerească, cu tăierea voii, cu să le întreagă de o instituție care o prevede Biblia și nu lasă tată și mamă și nu știu ce. Da, iurea pe stradă, așa e, că le drăcească să o piardă săracă. Cât de mult poate intra duhovnicul în credincios ca să-l trezească, așa, să acum, nu... Părinte, depinde și, hai să zic, și de darurile, de talentele duhovnicului, dacă este vorba, știți? Dar trebuie explicat, domnule, eu am o mărturie în tot ce spun. Am scriptura care spune, nu pe stradă sau că dai și de o discotecă, dai și de un șanse, dai și de un haiduc, așa, care o să spună cu multă dibăcie, uite, a piepsul căpșună, pârduită, cum să zic, face pânza pe ultă de borangic, știi, când o să pună mâna cu cineva și tu vezi că e gâdilitor și frumos, dar asta e nebunia. Deci n-ai nicio adresă, n-ai nicio susținere nici de scriptură, nici de literatură religioasă, decât de poezie. Eu am crezut că ești cristal când te-am văzut întâia oară, dar analiza m-a convins că ești o sticlă ordinară. Poți să-l bați? Cum? Pe ucenic, poți să-l bați? Ca dragă, biserica nu cunoaște sistemul ăsta, dar dacă câteodată ai face lucrul acesta, se riscă foarte mult că ăla orice suferă, dar nu suferă palma, știți? Da. Da. Ferească Dumnezeu. Cât de mult? Vada este că ai văzut Sfântul Neculae, i-a dat două palme lui Arie, vedeți? Eu în lupta mea, prin închisor și prin asta care am luptat cu ăștia care nu știau ce rezema pe ce a făcut Sfântul Neculae, vă dați seama. Eu dacă nu aveam un nume și măcar și închisori acolo, mă doborau cu toate. Dar fapta Sfântul Neculae, el, cine era Sfântul Neculae? Un sfânt care nu sugea decât din țâța dreaptă, nu din țâța stângă, care miercuri și vrea nu sugea la măsa, știți? La. Deci era de naștere. Ales. Ales, dar și ce susține acolo, că încăpățânătul ăla Arie, care era foarte învățat, așa, susținea, măcar că ei veneau cu argumentele ăștia extraordinare cu cărămida Sfântului Spiridon, mă rog. Da. Și dacă au chiar de vreo, i-a dat două palme. Din drag mare, nemai tu de mare, a călcat legea omenească pentru cea divină și a tras niște palme din drag. Da. Și la închisoare, știți, i-a venit pomofor da. Evanghelia. Dar asta nu înseamnă că el a făcut bine, legea l-a condamnat. Pentru că noi avem mai mare valabilitate în tot ce produim, dacă suntem argumentați și cu viața noastră și cu
legea, cu Scriptura. Totul pleacă de aici, de la Scriptură, da. Fata săracă, săracă, crezi că avea o lipsă, era o bolnavă într-o fel. Ce chemare? Poftim, dragă. Poate ne spuneți câteva cuvinte. Că, mai bine stai atent, că... Ia, stai atent, și să ne ținem aprit. Mi s-a stins, uite, s-a deschis ușa tare și asta. Cât de dependent, până unde, cât de dependent poate fi credinciosul, fiul duhovnicesc de duhovnic și cât trebuie să se mai lupte și el un pic? Părinte dragă, sunt stadii și stadii și oameni și oameni, da. Până la adevărul de credință, să știți. Cât de mult poate, pentru că sunt mulți chemați, puțini aleși, dar cu ocazia asta îmi vine în minte o altă, așa, poate atinge și răspunsul întrebării. Vedeți, spune Apostolul Pavel că fug toți și unul ia premiu, dar au fugit mai mulți. Ce facem noi cu ăștia, că și ei au fugit, și nu valora? Ce facem cu ăștia, dacă, ce facem cu dreptatea divină? Că nu îi ia primul. Ia că eu am fost silit să răspund. Domnule, ăla care ia primul e un pahar mare și s-a umplut. Dar tu care ai fugit, dacă ți-ai pus tot sufletul, dar n-ai ajuns întâi ca ăla, ești un pahar mai mic și ești altă oprim. Pentru că tu ai pus tot de la un tău. Și atunci, ia că ajung la un lucru care unii s-au sezizat că spirite critice. Zice, ce? Zice, apostol pe care îl iubea Iisus atât. Dar ce Iisus? Nu iubea pe toți? De ce iubea numai pe Ioan? A luat-o de-a dreptul. Zic, uite de ce. Tot așa iubea. Dar Ioan avea o capacitate de primi mai multă iubire și mântuitorul să verse mai mult. Mai mult, da. Că el era... Vasul mai mare. Era vasul mare. Dar ăia erau plinși. Nu era niciunul fără iubirea lui Hristos cât îi trebuie, știți? Da. Da. Și de asta vă spun că ei, după mărimea vasului care sunt, așa după capacitatea proprie, primesc de la Dumnezeu. Și asta e, ținând cont, că am spus, de oameni, de stadiile lor, de... Dar niciun pericol. Poate fi vreo dependență patologică, poate fi vreun pericol în această... Nu-i ce patologic, din momentul în care spuneți că nu-i patologic, vai de mine ce... Nu. Eu sunt vinovat, cum am zis la mănăstire, m-am înfruntat după mămica... Nu. În relația credincios-duhovnic, poate să fie dintr-o relație foarte apropiată vreun pericol, și anume, eu știu, să perceapă totul fiul duhovnicesc, prin prezența duhovnicului, de exemplu, aproape să-l divinizeze. Și cine știe ce să-i separă la un moment dat și atunci cade total. Părinte, sau dragă, am înțeles lucrul ăsta. Și eu am avut chiar acum un caz când o viață fată a trecut de la un duhovnic la altul, s-a întâlnit cu un iubit, în sfârșit și acesta foarte îndrăzneț și nu știu ce, a știu ce să-i spună, să-i irite, să-i excite, în sfârșit ceva. S-a dus la alt duhovnic, mă rog, și a trecut de acolo până acolo. Însă, se poate întâmpla să nască sentimente omenești de a-l prețui, până a-l iubi pe duhovnic, sau invers. E, asta nu e permis. I-am spus tuturor, schimbă imediat duhovnicul. Asta e soluția. Asta e soluția. Da. Pentru că, părinte, asta este o problemă de fire, de care se servește dracul permanent. Mai ales că începe cu aprecieri de talentele duhovnicului, vorbește frumos, și atunci nu mai vede în el omul tainei, și vede el omul discotecii, știți, omul de, cum vă spuneam, de pipsul căpșună, știți? Păi uite cum să zic. Da. Că mi-e tare drag de corpul, știți? Da. Și, dar nu trebuie tăiat de la început dacă apar aceste lucruri. Da, suntem expuși, părinte, suntem expuși de chestiile ăștia. Da. Dar nu avem decât să facem ce a spus Apostolul Pavel. Eu sunt un om. Da. Așa, numai în Hristos putem să ne păstrăm așa relația, pentru că ăsta e rostul meu și da, e venit la mine. În sfârșit, te înțeleg că ți-a venit ața fetit-o sau nu-i nimic, e de la diavolul, nu-i nimic, nu te părăsi, pentru că nu e bine ce faci. Și am zis că da. Așa este pe poziția contrară, te prețuiesc foarte mult, înseamnă că ai
posibilitatea să iubești, dar te rog, canalizează pe alt canal, nu știu ce. Da. Dar e mare lucru, unii, păi, unii sunt împietriți, împietrite, dar văd, ai sensibilitatea asta, dar ți-a dat Dumnezeu ca să fii a Lui, pentru că cine n-adună cu El, risipește. Și să nu fie rău altcuiva, decât e răul lui Hristos, nu e răul meu. Măi, pe ce pot să-ți fac eu? Da. Ce le-ați putea spune unor tineri teologi, unor tineri viitori și chiar preoți, așa, în, tocmai în misiunea aceasta de duhovnicie? Ar fi bine să ne asculte de la cap la cap, ce am vorbit astăzi, că și ei săraci sunt în... Dacă se poate așa. Vorbi de o pregătire. Se poate vorbi de o pregătire, în ce sens se poate vorbi de o pregătire a viitorului duhovnic? E o pregătire specială, să spunem. O pregătire tehnică și mai ales o viață aleasă, părinților. Da. Asta este, să știți, copilul nu învață, el n-a știe românește că l-a învățat, te-a auzit pe tine și a învățat. Te vede ce faci, tu faci și el. Deci oricât ai spune, tot fapta ta rămâne predica cea mai valabilă și asta. Că dacă te are cu ceva la mână, așa cum spunea, uite ce ți-a învățat biserica, ce a făcut și a generalizat greșeala ei, a dat pe seamă biserică, dracu. Așa. Faptele, să aibă fapte, că de fapt asta trebuie să o dată toată lumea. Nu să mergem cu învățătura, mergem cu faptele când o merge, să știți. Da. Da. Sigur, ei trebuie să cunoască, pentru că, uite, întâmpină, în momentul ăsta istoric, cumva, când sunt concepții amestecate în tot felul, să știi să se răspunzi, trebuie să fii și deștept, să zicem așa, dar cel puțin să fii trăitor, că ți ajută Dumnezeu, pentru că nu e vorba că și spune, vă dau eu ce să spuneți când apărați adevărul, dar asta nu anulăm să nu învețe, să nu citească, să nu preocupe, să știți. Cum spune într-un dacă te duci la o predică nepregătit, dar și cum ești, vorbești ca un neprincios. Știți? Deci te pregătești, că te analizează, te nu știu ce, știți? Dar cu o cantitate de smerenie îmbrăcată predica ta, ca să vadă că nu vorbești din lumea asta, ci să vadă într-adevărul tău. Cum era un copil care s-a dus cu tatăl său, îl ținea în brațe, și arăta icoane, cine zice, ce, Doamne, Doamne, Tată, Doamne, Doamne, Tată. Și a ieșit preotul în altar și zice, Tată, uite un Doamne, Doamne, viu. Când a văzut preotul, știi? Suntem un Doamne, Doamne. Da. Nu ținem lucrul Dumnezeu, uite, copilul a vorbea niște lucruri, da. Ce vrei mai mult? Și asta trebuie învățați și să știe că să-și păstreze autoritatea, că are aceeași putere ca preot. Nu contează ce experiență. Aia e foarte bună. Dacă te pricepi să-i dai cercelul jos cu dibăcie, așa că nu ți-l dau jos. Eu are ce să ți-l dea cu uriciu cu tot. Să zicem așa, să-i spui, dar după ce a fost încântat de tot ce ai spus, uite, să te urt, eu am făcut artele și îmi dau seama că ți-ești de urâtă, pentru că ești în armonie. Eu, când deasup fruntea, uite ce frumos este dacă ai fruntea, care e expresia feții. Și atunci Dumnezeu ți-a făcut bine și voi vă faceți urâte. De unde e moda asta? Și pe urmă, matale, vin să-ți povedești la o altă lume, nu la un filosof, nu la un conducător de mode, nu te povedești la un duhovnic care ținut cu Dumnezeu, uite, te dovedesc că eu ținut cu Dumnezeu, uite ce scrie aici. Iar tu, preote, așa. Da, și amețită, să zic, cu toate aceste lucruri adevărate, cum așa, pentru că Iisus Hristos era Dumnezeu. Nu era destul? Nu, a trebuit să învețe, a trebuit să facă minuni, să se dovedească Dumnezeirea. Da. Asta, da, să spun și noi, trebuie să-i spun, să-i explice. Deci, este important să-i nerușos, cercerul și nerușos, dar trebuie să-ți arăți autoritatea faptieștea. Uite de ce e așa. Pe urmă, dacă aș fi întrebat să spun într-un cuvânt ce înseamnă cultura, spune armonie, domnule. Da. Mai mult, dacă aș fi întrebat ce-i Scriptura, domnule, ce-i Biblia aia de să discut atât de mult, de mii de ani, de nu știu ce, nimeni nu poate să schimbe deloc și să reziste, să omoare. Ce este într-un cuvânt? Armonie, domnule. Ai Scriptura.
Adică, ca să-ți păstrezi armonia, trebuie să jertfești permanent și conștientă de mântuirii creștine, jertfa continuă. N-a mântuit lumea Iisus când a făcut atâtea minuni de stă mintea în loc, învățături nemaipomenite, să uita și vindeca, ca să zică, n-a mântuit lumea, schimbarea la față pe tabor, numai la cruci, la jertfă, pentru că, vedeți, dreptatea care a făcut-o Iisus Hristos se măsură cu 90 de grade. Așa. Dar n-a făcut numai dreptate, a făcut vindecări, a făcut învieri, 180 de grade, dar n-a mântuit lumea. Numai la cruce, la 360 de grade. Da. Adică, la jertfă. Mântuitul era pe cruce să vă uita satana. Abia acum satana. Deci, concepția de mântuire este jertfa. Iacă avem și simțe voastre, cred, lume care spune, părinte, a murit fără lumânare, părinte, mai da. Fii liniște că lumânarea nici nu acuză, nici nu ușurează. Are însă o semnificație. Semnificația creștină, jertfa. Ca să luminezi, trebuie să jertfești fitilul, ceara, deci conștiința de mântuire, ca să luminezi, e să jertfești, să știi să jertfești. Și peste tot și în iubire, și în familie, și peste tot. Jertfa e conștiința de mântuire creștină. Asta reprezintă candela lumânare. Da. Fără jertfă nu se poate cu niciun chip, da. Despre tristețea lumii, dacă îi se pare. Vi se pare că lumea este tristă astăzi? Cum? Vi se pare că lumea este tristă astăzi? Da, ce întrebare interesantă. Prea cuvioși părinți, prea cucernici părinți, eu vă spun, nu permite întristări cu niciun chip. Nu e adevărat că e altă vreme, măcar că am apărut într-o carte acolo cu cuvântul ăsta, trăim vremuri apostolice și face acolo, în sfârșit, părintele Bugăr, așa. Nu permit lucrul acesta. Asta e altceva, că trăim în moment mai de criză. Dar asta e îngăduit Dumnezeu tocmai pentru că noi așteptăm să ne ia pe umeri rătăciți cum suntem. Nu rătăștea că vine și ne ia pe urmă Hristos. Nu există. Tristețea este o foarte mare și reușită operă satanică pe care până în piciorul te bagă de dădește și te-a ucis. Cu niciun chip dau chiar autografie, Dumnezeu, o stare adâncă de veselie în inima ta. Nu contează astea, niște momente care trec părinților. Chiar cu adventarismul ăsta, adică cu chiar cu protestantismul și cu neoprotestantismul, toate acestea se vor stinge, nu contează. Important pentru fiecare noi să fim cum trebuie noi, acolo unde trăim, izolați, neștiuți, fie pustie, fie altar, fie chilie, fie familie, să trăim cum trebuie. Vrei să ajut pe frații tăi, du tu o viață cum trebuie. Uite, mi s-a întâmplat aici o fetiță de 14 ani cu mama ei și cu tata, epileptic. I-am citit, mi-am dat seama când citeam că o să ia criza, a luat într-adevăr și la ușa de afară și a dat două ore să te-ai și țipa. Știți ce am făcut? Am zis ca rugăciune, Doamne iartă-mă pe mine păcătos, Doamne iartă-mă pe mine păcătos. Asta mi-a fost rugăciunea ca să o acăp. Adică vreau să vă spun că să suferi și tu cu cel care suferă. Deci tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriul nostru păcat. Asta trăim pentru alții. Nu ne-a creat Dumnezeu numai pentru noi înșine, ca am fi niște lași și am fi niște îndopați, așa cu nu știu ce, și am terminat. Nu! Dacă vrei să ai acea grozavă bucurie divină, trăiește și pentru alții. Noi suntem cu ființa omenească luată ca asta fiziologic, ca o ființă omenească, ca o microcosmă, o lume mică, în care se ognește o lume mare, întrebarea se pune, deci noi reprezentăm, a făcut Dumnezeu întreaga creație, încununarea creației. N-a făcut Dumnezeu, a făcut Dumnezeu lumea numai printr-o poruncă, dar pe om l-a făcut, l-a luat, l-a dibuit și acum că după chip și asemănare, iată încununarea creației. Și atunci noi reprezentăm întreaga creație. Deci degetul ăsta mic, leagă-te de el să vezi cum suferă toate, e așa să suferim când suferă cineva. Ei, atunci suntem oameni duhovnicești și pe drumul ăla, cu mare. Mulțumim foarte mult, mulțumim, părinte. Pentru puțin. O mare plăcere, o mare bucurie ne-a făcut. Acum, și să zic și eu, ca să n-am cumva un duc, Doamne ferește, că mi-e scârbă de mândria ta nenorocită,
așa care încă n-am reușit să o alung, vorbesc, uite, bucuria ar fi asta, dragii mei, dacă într-adevăr nu că n-ar înțelege lumea, dacă ar mișca lumea. Că nu a zice ce a mișca înseamnă a ajunge. Și acum să vă spun și întâmplarea asta, când eram mititel, mămica mea era la țară, a dus la biserică și a zis, mamă, a venit un călugăr la biserică, vai ce frumos a vorbit, dar eu, ce a spus mămică? Nu știu ce a zis, dar a vorbit frumos. Adică trebuie să se folosească. Dar în tot cazul, iertați-mă, cred că m-aș da Dumnezeu să am prudența să pun mișcarea, să mișce roata, nu să ne uităm la ea, uite ce perfect are trebuie să-și pe grăbire și numai atât, știți? Am vorbit și de hățuși. Exact. Să pui vizitiu pe minte, la inimă, cu iară azi, știți? Adică cu dreaptă judecată peste tot. Dar important este că ne-am cunoscut astăzi. Întâlnirea. Cum? Întâlnirea. Da. Întâlnirea. Asta este important. Da. Și de multe ori, părinților, vă spun, mă gândeam, domne, chiar dacă n-ai spune nimic, dacă ar veni Mântuitorul și n-ar spune nimic, cred că ne-ar mișca pe toți și parcă numai așa ne putem în sfârșit hotărâ, chiar dacă n-ar spune nimic. Pentru că n-ar rămas nimic să nu ne spună și să nu ne mișcăm. Ori pe unde o iei, orice interpretare ai da, te lovești tot exact de El. Pentru tot ce a spus Hristos e adevărat. Tot ce a spus Hristos e adevărat. Așa spunea un frate de mănăstire și numai așa zicea și tot ceea ce s-a rapt și a pierdut mintea. Zice, nu mi-am pierdut, dar tot ce a spus e adevărat și așa a murit. Așa este. Da. Și asta e o tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. Stai de vorbă cu tine. O mare nenorocire până cum se cunoaște pe sine. Dacă o cobori și stai de vorbă cu sine, ești mai mult decât să învia morții, cum spun părinții. Stai de vorbă, unde te găsești? Dar eu așa am plecat mereu de la momentul în care îl trăim. Că dacă trăim momentul ăsta, câștigăm viitorul și reparăm trecutul. Momentul ăsta, dacă e pierdut, cauzat într-un lanț, lanțul nu mai e lanț. Da. Și cât e o zadă asta, vedeți? E, dar momentul ăsta, că dacă ar fi cu putință, să întrebăm pe cei de sus, ce va costa mea ți-a ajutat atâta fericire? Ăsta e răspunsul. Timp puțin, timp că trecut bine, n-am făcut așa. Care e bine? După Hristos. El e cel ce este. Dar, iertați-mă dacă nu vă obosesc. Nu. Pomeniți-mă și pe mine pe acolo. Ziceți Arsenie și pe acolo, pe acolo, spomite, să știți. Este singura mea bucurie că părinților, vă spun drept, nu mă tem, știți de ce, nu am atins, dar nu mă tem pentru că am fost cinstit. Am fost cinstit pe drumul meu, n-am realizat, n-am ajuns de partea pe șosea, orice ceva care trebuie, știți. La asta țin foarte mult. Aia când te lovești de pietre, nu părăsi șosea, o să pispitele și nu știu ce. Și asta am făcut și în discuția de azi. Am vrut să mă țiu pe șosea și mi-a făcut plăcere că tot de pe șoseaua asta mă țin tâmpinata. Am teancuri de scrisori necitite, părinților. Cred. Vă rog să credeți, dar ce să facă? Uite, în momentul, fiecare moment e aglomerație. Da. Acum eu slujesc, sunt singur. A venit un părinte acum la oficializat că e patriarhul aici, în Sfântul Metere. De fapt, îl cunoșteam eu la Călugăriță acum 30-40 de ani la Slatin. Și încă am un părinte acum, începând de să facem cu săptămâna, eu nu știam ce e săptămâna asta, sunt de 23 de ani. Permanent. Permanent, da. Facem cu săptămâna, nu-i nimic, ar poate mai... Mă ușurează la pomeniți, la spovediți, da. Unde vă duceți acum? Înapoi acasă. Da. Eu credeam că în sus, cumva. Așa? Nu se poate fără ucenici. Păi dați-le exemplu, știți. Ne faceți o rugăciune de drum? Da, cu plăcere, stați un pic. Adevărul este că îmi spunea un părinte aici că și-a cumpărat mașină, nu știu ce știi, de la o mănăstire. Și
ce trebuie? Zic, bă, zic, uite ce, mergi pe roade, dar cu aripi. Dacă vă supărați să vă notez aici, da. Nu numai pentru rugăciunea asta, ci și pentru acea sfântă la care țin proscomidie, știți? A fost un grup de greși aici, la zile alt grup, la alte zile alt grup, de greși preoți au fost aici. Trec eu în partea asta. Vă rog. Și mi-a făcut plăcere, știți, dar vă rog să credeți că nu mă așteptam la greci, eu care am evlavie la ei, când mă gândesc la Pantagoras. Pantus Antropos Metron, știi, când a spus că omul măsura toate. Este o măsură a toate, dar omul Dumnezeu, cum a fost Dumnezeu omul, nu oricum, știți, da. Și am văzut preoții noștri nițel mai trăitori, bine puși la pom față de noi. M-au întrebat așa lucruri foarte, foarte simple, care, bine, dar voi aveam unii bărbele mari și mai bătrâni, voi ați practicat până acum, fără să știți că lucrul ăsta nu era voie, în practică preoțează ca duhovnici, ca nu ce, dar au fost întrebările care mi s-a pus aici, mult mai mature, sau mai bine zis, mult mai susținute de dogme, de canoane. Canoanele săracele, pentru că noi am întâlnit preoți bătrâni cu funcții de prozop și nu știe ce la fidalion, știți? Este o mare greșeală pentru preoți să nu cunoască lucrul acesta, știți? Că te orientează foarte mult, pentru că spune la subînsemnarea canonul 87 a Sfântului Vasile, ce că orice cuvânt al Sfinților Părinți are putere canonică. Și eu am văzut că are dreptate. Și acum vorbim, menționez, suntem primul, că cu răspundere. Aș vrea să știu, ne-ar putea critica cineva de tot ce am văzut că nu suntem susținuți? Da. Așa. Și, da, și am spus pe de rus. Fără, da, deci, vedeți, e o lucrare a Duhului Sfânt atunci unde doi se adună sau cumva. Da. Totul este, dragii mei, la început, pe urmă, te aștept să fii cinstit, așa, și intră în luptă. Intră cu eroism, nu cu lașitate. Așa, e o mare greșeală la preoți. Nu citesc mărțile Sfântului Vasile. De ce, mă? De ce dezarmați? Dracu' e tolerat. El nu e mlădiță în viță să sugă, să trăiască, să mugurească, să rodească. El nu e nimic, e un apostat. Să facă, să furișează. Dacă fuge de orice când își face cruce, sau, da, așa, nu se lasă, dar tocmai de-aia îngăduie Dumnezeu să te atace ca să-ți dovedească că e un slăbănoc, dar să te fie rău, nu numai decât să fugi, pentru că înfruntă-l. Da, și sunt mai foarte multe lucruri, așa. Eu am aplicat un plan de foc care e în armată, l-am aplicat și la noi. Duhovnicie. Da, în preoție, în duhovnicie, da. Planul de foc în armată este ăsta. Iar am avut bucuria când eram militar să fiu chiar eu cel care a trebuit să răspund acolo, era general, era așa. Determinarea precisă a poziției tale. Ah. Eu mai spun lucrul ăsta, poate îl știți, nu? Da, este. Deci poziția ta care este, domnule, sunt creștin sau ești preot sau ești călugăr sau nu știu. Determinarea precisă a inamicului, nici ne luptăm. Da. Și ne-a spus Apolo Pavel, ne-a spus că luptăm cu lucrurile întunericului. Determinarea precisă a distanții, ca să știi, pune înălțătorul ca să lovești drept acolo. Dar ce ne interesează pe noi asta? Uite cum, ne interesează pentru că Sfântul Antonie cel Mare spune așa, care este păcatul care te sferești cel mai dintâi? Ei, toată lumea, mândria, curvia, lăcomia, a început. Ei, nu. Ce cel care e mai aproape de tine, zice. Da. Curvia deocamdată nu mă interesează, da. În sfârșit, chiar și mândria, în sfârșit, mi-e frică să vorbesc, deocamdată nu e, dar eu, dacă cineva a poruncit să mă omoare și s-a aflat purticat, nu, eu mă feresc de mâna asta care mă tagă și mă judec cu cel care a poruncit, deci păcatul care mai... Și folosirea cu mai mult folos, armamentul care l-ai pentru omorâ sau neutralizarea inamicului.
Așa. Pentru că n-avem alt așa decât, deci căderile noastre în păcate, dragii mei, nu înseamnă nimic aceste, nimic nu este pierdut. Atâta vreme cât credința rămâne în picioare, când sufletul nu abdică și capul se ridică din nou. Asta e tocmai poziția creștină. Că nu avem alt ideal decât de a ne găsi Dumnezeu fericirea, să murim sfârtecați și chinuiți pentru scânteia de adevăr ce știm că o avem în noi, pentru a cărui apărare vom părea la încreștare cu putere întunericului pe viață și pe moarte. Asta e poziția. Adică ce se dezarmează? Simul lucru Dumnezeu și mă fulgărește un drac fără coarne, fără nimic, fără fiță, fără... Asta este o foarte mare lașitate. El vine să te înspăimânte cu o fel de fel. Păi, cu atât mai erou ești, cu cât ai înfruntat un taur, făcându-ți el taur, ca să vezi până la urmă că fuge ca un vițel. Da. Acum, nu facem pe bărbații, dar spunem în numele Hristos ce spunem. Da. Da. Așa, cine să lupte împotriva lui? Cine să-l atace? Cine să-l gonească, nu? Da. Am spus, smerenie, Antonie, și asta este. Ia smerenie. Da, a spus Antonie, smerenie. Pentru că s-a dus unul îndrăcit la un preot, un pusnic, să-l vindece. Și nu, zice, nu sunt în stare, zice, du-te la cutare. Și s-a dus la ăla și ăla a făcut rugăciuni și a fugit dracu. Dar a zis dracu, nu fug de că mai zic, mă fug de smerenie lui, adică. Știi? Adică, practic, fugea de amândoi, știți, că ăla avea lucrarea, dar ăsta cu smerenia, fiind una cu ăla, o, smerenie, mă iertați că vă spun, eram pe pustie, hai să zic păduri, că mi-e frică de zic pustie, și am strigat de două ori tare. O dată am strigat, Doamne, mare mai un om smerit, pentru că dacă îmi smereai acolo, nu mergea, știți că, și să știți să ai de vorbă cu copaci, cu majestatea sau nemișcata lor, cu rădăcinile pe pământ și cu vârfurile către cer, să știi să stai de vorbă cu ei, dacă ai ști cât de mult le pare că le cunoști limbajul lor, te dai după el și nu te și le iei în brațe. Deci, asta este, zic. Și altă dată am strigat așa, mari mai sunt Sfinții Părinți. Am toată admirația pentru ei, pentru că erau foarte deștepți. Eu am gură de aur, nici nu îi se cunoște toată opera, e grozav. Și am spus la tot, mă, de unde găsiți ceva, eu am de ori citiți. Prinde amănuntele astea, adică așa imediat. Și într-adevăr, sunt mari, dar erau smeriți. E, dacă reușim să ne smerim părinților, suntem oamenii Scripturii, deci nu te poate dobori nimic. Cine poate să dărâme Scriptura? Scriptura a zis. Eu fac educație, mă ocup de mai și pe aici și pe Domnule zic, spune Scriptura. Eu nu pot să o desfințez. Deci nu vorbesc de la mine că rugăria nu e o tradiție numai, sau o oarecare înfățișare în haine. Nu. Este Scriptura care ce nu lasă toată lumea. Și peste tot e Scriptura. Peste tot ne dă sfaturi. Și la părinți și la așa. Dar ne dă-ți că n-am avut cum. Dar eu am insistat că știam lucrul ăsta de mai mulți ani, de la 9 ani rotopățisam în păcate, știți? Aia săraca, până a dibuit-o, până în locul cum o mătucă, dar ei, însă. Da. Ce vreau să spun eu de... Deci trebuie să mărturisească el singur, nu ne putem folosi noi de ce știm. Nu. Pentru ce Dumnezeu să-l determin să... Dumnezeu nu știe ce ai făcut, dar te așteaptă să te declari. Sigur că da, nu. Păi asta este. Asta este. Sigur, trebuie să spui. Dar vreau să vă spun o întâmplare în legătură cu spusul de colectiv. Un mare mitropolit creștin, bineînțeles, chiar a avut o întâlnire sinodală acolo, el prezida, și căzuse într-un păcat de curvie, un straș de conștiință. Am să spun public ce păcat a fost. Dracu, cum spune public, acum de terminat să spună, dar tainic, acolo când spune tainic, nu-i convine să nu spune, dar de curvă, s-a uitat la șopchirile ăștia el și a spus la popor, biserică mare, pesată de lume, nu vă mai poți fi stăpân mitropolit în clipa asta.
am făcut păcatul cu tare. Asupra noastră să fie, dar nu te lăsăm să nu ne fii. El când a văzut lucrul ăsta, a deliberat necesitatea, că aici putem face și pogură minte noi, pe la eventuale hirotonii, un om de ispravă, îmi pus să treci pentru niște accidente, așa. Și avem, uite, cazul ăsta, este, avem cazul lui Moise Arapu, care a și ucis, după cum, așa, și s-a preoțit. Asta și atunci el, când a văzut lucrul ăsta, ca să nu se smintească poporul, pentru că nu ar fi iertat poporul, nu-i interesat. Zice, da, ce închideți ușa de acolo și deschide geamul ăsta de la altar. Toată lumea să iasă, călcând pe mine pe fereastra afară. Și când a ieșit ultima, a zis, iertate, sau auzit gradul, iertate păcatul tău. Da. Dar v-a să zic că a făcut o mărturisire publică, nu se putea altfel, știți? Așa. Apropo de lucrul acesta, tineri, studenți la teologie, care vin să spovedesc și au făcut păcate care sunt impedimente la hirotonie. Personal am procedat în felul următor. Evident, a primit dezlegare pentru că s-a spovedit, dar l-am sfătuit ca înainte de a se hirotoni să spună episcopului, pentru că totuși, totuși, cine hotărăște asupra hirotoniei? Nu. Când își face dosarul de hirotonie, are un cuvânt într-o... Așa. Exact. Pentru că eu nu puteam să deliberez, eu ai voie să-ți spui, dar eu îți dau dezlegare. Da, vezi, când au episcop de-a dat și Arsenie, așa, dar spune că ai fost și pe la mine, dar eu te-am trimis la episcop. Să-l mai și plateze pe ăla, să nu știu ce să... Dar el dispune, episcopul nu l-a oprit. Dar să-i spui episcopului că a spus păcatul la mărturisire, episcop, preotul la care o ia acolo, duhovnic. Asta mă interesează pe mine mai mult. Și ăla e defectos duhovnicul. S-a dus și a spus la părinți, mai spus tu păcatul de la duhovnic. Da. Se poate. Deci se poate face, părinte, acest asta, dacă tu ai fost duhovnic și altul de avizul, asta e un semn de simonia, dar lua la ceva și... Știi ce înseamnă simonia? Da. Doamne ferește. Da. Da. Și dacă aș ști câte de tronată... De practicat. Da, așa simonia acum nu mai merge cu lei, pe donar, pe... Copii de părinți și copii și rolul de părinți. De foarte multe ori, pentru că părinții de regulă nu au crezut în Dumnezeu și poate nu cred, sau cred în felul lor, în ce sens? Spun, noi avem credința noastră, biserica, știm noi ce a făcut preot, ce au făcut preot și așa mai departe. Iar copiii, cred în Dumnezeu și au o schimbare radicală și vor să practice viața asta creștinească în mod mai autentic, adică să meargă duminica la biserică, să se spovedească, să țină post și intră și deseori se întâlnește acest conflict între părinți și copii, tocmai datorită acestui lucru. Ce face copilul? Ce face duhovnicul? Și până unde merge? Mi-a spus Hristos. N-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie, să va certa tata cu fiul, zic, pentru că el e credincios, ai necredincios. Ține mai departe, o zice cea creștină. Până unde merge ascultarea de duhovnic și ascultarea de părinți? Părinte dragă, până la... e greșeală canonică, să mai zic dogmatică, știți? Nu e... părinții n-au nicio... Hai să vă spun, iertați-mă că chiar dacă întârziem, dacă ne-am întâlnit, vă rog să credeți, îmi face mare plăcere, pentru că eu sunt interogat la situații de noștea de lume laică care pune niște întrebări de școală primară, așa, și eu trebuie să plec de acolo ca să ajung dincolo, știți, da. Și de asta vă cer spuse că trebuie să vă spun. Nu, pentru noi e o bucurie, deci da, noi. Să spun începutul vieții, pentru că e legată neapărat de lucrul acesta, dai voință ei putere, știți, al lui de la Isaia, ce a făcut începutul vieții Sfântului Macare Alexandrin. El s-a hotărât, fugea în secolul 3-4 când a trecut. Se practică aceasta la noi în biserică, la noi, acolo. Adevărul este că discuția asta este individuală și sigur că putem vorbi la domnule, cum vorbesc aici, uite fratele lui Iulian, știi eu, să ne vorbim cu studenții de la teologie, am luat de la anul întâi, așa. Și acum sunt unii preoți, nu știu ce, chiar aseară a fost târziu, de tot pe la 10, Daniel, așa.
Și acum s-au lovit, se lovesc acum săracii ca preotul ce și vin ce treabă. Da, cei care au această scrupulozitate că nu sunt vrednic, trebuie să ne pare bine pe o parte, dar pe altă parte e o mare primești. Exact. Deci trebuie să-i explici. Frate, nu rămâne cu prejudecățile tale. Nu ești dumneata care hotărăști, este preotul care este reprezentat, care ține lucrul Dumnezeu. Tu ai venit la mine, ce eu hotărăsc. Nu mă asculți, te pun în rândul păgânilor. Nu te juca. Cuvântul de preot e cuvântul de Dumnezeu. Gata. Așa că, dragă, faci ce spun eu. Să nu crezi că nu m-am gândit eu că ma ta ești, nu meriți. Dar ma ta crezi că chiar eu merit? Merită cineva. Dar eu crezi că dacă aș fi înger, aș merita. De ce pui problema așa? Pentru că facem tot ce ne stă în putință, să ne arătăm că suntem cinstiți și lucrează ca Dumnezeu chiar l-a împărtășit. Cine ar putea să fie vrednic? Exact, da. Pentru că, uite, m-a întrebat părintele Teofil Orpu, părinte al roșii de 50, da, te mântuiești? Nu mă mântuiesc, părinte, când a umplit el. Cum, părinte? Păi zic, părinte, ca să mă pot mântui, e vorba de harul Dumnezeu, că nu se dă că omul smerit. Ei, aș putea să spune că sunt merit, că smerit nu se cunoaște că ești merit. Mă întreabă mulți, cum să fii smerit? Mă, nu știu cum ai putea să fii smerit. Mai întâi stai la locul tău, zic. Una așa mai păvăzute. Dar cunoaște când suntem mândri. Și atunci, stai, uite, cu sunt prosturile, nu știu ce știi. Și atunci începi să dai seama că smerenia n-are măsură. Și tocmai asta este, acolo vine harul Dumnezeu și te poate salva. Pot eu să spun că mă mântuiesc, că, ca să spun că eu sunt dat Domnul, eu nu sunt smerit. Și atunci mi-e frică. Că nădăjduiesc, aia e altceva. Altceva, dar să răspund direct, nu e gândul la ea, nici nu, și nădejdea la Dumnezeu, știți? Dar cu cei care doresc să se împărtășească mai des, repet, cu spovedanie, părinte, cu regularitate, cu ăștia știți? Trebuie ținuți în frâu. Da. Să știți că sunt armăsari la trăsură sau la sanie sau nu știu ce, dar sunt și hățuri. Trebuie să-i duci pe drumul care vrei tu, nu care vrea el. Da. Trebuie și ăstora, trebuie să... La toată lumea există un răspuns. Da. Dar noi care acceptăm, administrăm, să zicem, taina, trebuie să o facem cu dreaptă judecată. Pentru că îi dori da pe ceva. Eu am fost pe ceva cu Badea Iua. Da. Ăla o sărac, nu observa nimeni că 25 de ani apărau ortodoxia dragă, mai mult decât noi mari cu numele nu știu ce învățat. Nu, săracul și da, mi-a plăcut. Deci, totul e în funcție de stadiu de pocăință. E, părinților, nu fiecare prezintă particularitatea lui. Nu să fie exact toată lumea. Dar mai pune de la tine cu harul Dumnezeu, adică să face așa că mare lucru e împărtășirea. Tocmai pentru că e mare lucru să nu se împărtășească repede și tocmai invers pentru că e mare lucru să se împărtășească, știți? Dar tu administrezi chestia. Și aceasta e o altă problemă pentru faptul că mulți sunt foarte scrupuloși și spun că nu sunt vrednic, părinte, să mă împărtășesc și așa mai departe. Și o altă categorie care au o viață liniștită, sunt mulți tineri, copii foarte buni, dar doresc să se împărtășească mult mai des decât, de exemplu, este practica aceasta la noi în biserică, la noi, acolo. Adevărul este că discuția asta este individuală și sigur că putem vorbi la domnule, cum vorbesc aici, uite, frate Iulian, știi eu, să de vorbă cu studenții de la teologie, am luat de la anul întâi, așa, și acum sunt unii preoți, nu știu ce, chiar aseară a fost târziu, de tot pe la 10, Daniel, așa, și acum s-au lovit. Să lovesc acum săracii ca preotul ce și vin ce treabă. Da, cei care au această scrupulozitate că nu sunt vrednic, trebuie să ne pare bine pe o parte, dar pe altă parte e o mare primești. Exact. Deci trebuie să-i explici. Frate, nu rămâne cu prejudecățile tale. Nu ești dumneata care hotărăști, este preotul care este reprezentat, care ține lucrul Dumnezeu. Tu ai venit la mine, ce eu hotărăsc. Nu mă asculți? Te pun în rândul păgânilor, nu te juca. Cuvântul de preot e cuvântul de Dumnezeu, gata. Așa că, dragă, faci ce spun eu. Să nu crezi că nu m-am gândit eu că ma ta ești, nu meriți. Dar ma ta crezi că chiar eu merit? Merită cineva. Dar eu crezi că dacă aș fi înger, aș merita. De ce pui problema așa? Da. Pentru că facem tot ce ne stă în putință,
că ne arătăm că suntem cinstiți și lucrează ca Dumnezeu chiar l-a împărtășit. Cine ar putea să fie vrednic? Exact, da. Pentru că, uite, m-a întrebat părintele Teofil Orpu, părinte al roșii de 50, da, te mântuiești, nu mă mântuiesc, părinte, când l-a umplit el. Cum, părinte? Păi zi, părinte, ca să mă pot mântui, e vorba de Harul Dumnezeu, că nu se dă că omul smerit. Ei, aș putea să spun că sunt smerit, că smerit nu se cunoaște că ești smerit. Mă întreabă mulți, cum să fii smerit? Mă, nu știu cum ai putea să fii smerit. Mai întâi stai la locul tău, zic, una așa mai păvăzute. Da? Da. S-a dus în pustie și a stat 3 ani. Într-o desăvârșită, că după 3 ani, bătoare ridicată era arhanghelul Rafael. Așa, har, așa mișcare, așa har, așa voință, așa har. Ei, și la el, dacă stătea, putea să se mistuie el acolo, dar nu a zice ce a mișca înseamnă ajunge. Deci fuci, fuci, nu te mai ții până de părintele. Ei, cine a fost mama care ai să fie? Știi, sau de bără drace, păi el s-au ducă lume, dar el ce, unde m-am făcut, zice, că i-au zis că ești înțelept, dar unde m-am făcut, nu s-au putut, i-am pus de-n putie, rămân. Dar și ca să-și facă joc de ei, știi ce a făcut, dar a băgat capul în peștere și picioare, ce picioare duce, capul nu vi-l dau. E, și mai multe, a găsit 2 lei, pui de lei surgea la măsa moartă, știi, și a luat el, i-a crezut, s-a făcut 2 lei, erau ucenicii lui, în sfârșit viața lui era frumoasă, știți. Da. Tot legat de lucrul acesta, dacă mai permiteți. Da, de asta vă spun, dragii mei, este vorba de a face ce a spus Hristos, cu prudență ne-a spus, nu ține cont de nimic, numai ce spun eu. Și am spus chiar o mormântare acum, persoană, m-au fost zile trecute. La Felicia. La Felicia, da, că mă eram duhovnic cu ei. Da. M-am dus acolo și am spus, domnule, singurul sens și principiul e Hristos, nimic mai mult. Ascultați glasul mortului. Mortul asta ne spune, că era Hristos și nu poate să spună altceva decât ce a spus Hristos. Și știm ce a spus Hristos. Și ce a spus? Ce alta doresc decât să aprindeți un care l-am aruncat? O să zic că da. Noi ne jucăm cu astea, ce m-a spus Hristos. Nu ții cont de nimic. Ce să fac la părinți săraci dacă și eu sunt foarte bucuros, părinte, și astăzi tot așa mă lovesc de copii, care, de părinții copilor, ca ei sunt hirtoși. Sunt mai mult fete, chiar astăzi am avut o fată, ce să fac, zice, dacă mă vede mama fără inel și fără cercei. Și luptă, pentru că ești o scamatorie cu astea de urechele tale și cu degetele astea. Ce înseamnă asta? Numai verigheta, care are o mare semnificație, dar astea ferește de ochii care cunosc de ochii comuni, așa cu puse și cu nu știu ce știu. Părinte, nu fac revoluție, dar nu cruz pe nimeni. O fac pentru că am o barbă, pentru că, da, așa cu civilizat, nu mi-a scăpat până acum niciunul. Mă întâlnesc cu o doamnă și mă ia, zice, și eu sunt soția părintelui, ăsta e în Elveția el, nu știu cum îi zice, era Bria. Cum? Nu, e sau dură. Sau ca da. Sau. A, zic, o, ce bine vă stă așa cu numele ăsta, da. Ce-i cu aia decât așa? De exemplu, când m-am hirotonit eu, întâmplător, fericit o caz a fost că duhovnicul meu din seminar era și duhovnic la catedrală. Și m-am spovedit la el, dar altfel sunt duhovnici de catedrală care îi hotărăsc. Stai să vă spun acum un lucru care are... Nu, asta e dreptate. M-am trezit cu un tânăr aici, de la Buzău. E, până și-a ales și el o soție de mâine, îl hirotonea duminică. Și el, câteva zile înainte de hirotonie, a greșit cu viitoarea lui soție. Și s-a spovedit la duhovnicul seminarului, că el era făcut seminarul. L-a oferit în sus. Nu te mai poți hirotoni. Se duce și spune și la părinți. Nu se mai poate face. Părinții săraci care cât au fie bucuroși că avem un băiat preot, mâine, păi mâine, ce știau ei, știți? Ca să le spună ăsta, ce fac părinții acum, să zice, măi, eu te dezleg că, și să-i spui la episcop, că eu am fost de părere să te facă episcop, păi era Epifanie care mi-a fost elev, da. Știi, și care, și nici eu, nici el nu dispune episcopul, dar spune ce ai făcut. Exact. Așa. Exact. Pentru că eu nu puteam să deliberez, eu ai voie să-ți spui, dar eu îți dau dezlegare.
Da, vezi când o ietesc cu dada și arsenie, așa, dar spune că ai fost și pe la mine, dar eu te-am trimis la episcop să-l mai și plateze pe ăla, să nu știu ce. Dar el dispune, episcopul nu l-a oprit. Dar să-i spui episcopului că ăla a spus păcatul la mărturisire, episcop, preotul la care o ia acolo duhovnic. Asta mă interesează pe mine mai mult. Și ăla e defect, defectos duhovnicul. S-a dus și a spus la părinți, mai spus tu păcatul de la duhovnic. Da. Se poate. Deci se poate face, părinte, de asta, dacă tu ai fost duhovnic și altul de avizul, asta e un semn de simonie, a dat la ceva și... Știi ce înseamnă simonia? Da. Doamne ferește. Da. Da. Și dacă aș ști cât e de tronată... De practicat. Da, așa stă simonia acum, nu mai merge cu lei, pe donar, pe... Copii de părinți și copii și rolul de copii. De foarte multe ori, pentru că părinții de regulă nu au crezut în Dumnezeu și poate nu cred, sau cred în felul lor, în ce sens? Spun, noi avem credința noastră, biserica, știm noi ce a făcut preot, ce au făcut preot și așa mai departe. Iar copiii cred în Dumnezeu și au o schimbare radicală și vor să practice viața asta creștinească în mod mai autentic, adică să meargă duminica la biserică, da, 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 să se spovedească, să țină post și intră și deseori se întâlnește acest conflict. Cât de dependent, până unde, cât de dependent poate fi credinciosul, fiul duhovnicesc de duhovnic și cât trebuie să se mai lupte și el un pic. Părinte dragă, sunt stadii și stadii și oameni și oameni, da, până la adevărul de credință, să știți, cât de mult poate, pentru că sunt mulți chemați, puțini aleși, dar cu ocazia asta îmi vine în minte o altă, așa, poate atinge și răspunsul întrebării. Vedeți, spune Apostolul Pavel că fug toți și unul ia premiu, dar au fugit mai mulți. Ce facem noi cu ăștia, că și ei au fugit, și nu ăla, ce facem cu ăștia, dacă, ce facem cu dreptatea divină, că nu îi ia primul. Ia că eu am fost el să răspund. Domnule, ăla care ia primul e un pahar mare și s-a umplut. Dar tu care ai fugit, dacă ți-ai putut sufletul, dar n-ai ajuns întâi ca ăla, ești un pahar mai mic și ești al tău plin. Pentru că tu ai pus tot el al tău. Și atunci, ia că ajung la un lucru care unii s-au sezizat că spirite critice. Zice, ce? Zice, apostolul pe care îl iubea Iisus atât. Dar ce Iisus nu iubea pe toți? De ce iubea numai pe Ioan? Au luat-o de-a dreptul. Zic, uite de ce. Tot așa iubea. Dar Ioan avea o capacitate de primi mai multă iubire și mă trebuie să verse mai mult. Mai mult, da. Că el era... Vasul mai mare. Era vasul mare. Dar ăia erau plinși, nu era niciunul fără iubirea lui Hristos cât îi trebuie, știți? Da. Și de asta vă spun că ei, după mărimea vasului care sunt, așa după capacitatea proprie, primesc de la Dumnezeu. Și asta e, ținând cont, că am spus, de oameni, de stadiile lor, de... Dar niciun pericol. Poate fi vreo dependență patologică, poate fi vreun pericol în această... Nu e ce patologic, din momentul în care spuneți că nu e patologic, vai de mine ce... Nu. Eu sunt vinovat că am la mănăstire, ba, am înfrântat după mămica... Nu. În relația credincios-duhovnic, poate să fie dintr-o relație foarte apropiată vreun pericol, și anume, eu știu, să perceapă totul fiul duhovnicesc prin prezența duhovnicului, de exemplu, aproape să-l divinizeze și cine știe ce îi se separă la un moment dat și atunci cade total. Părinte, am înțeles lucrul ăsta și eu am avut chiar acum un caz când o viață fata a trecut de la un duhovnic la altul, s-a întâlnit cu un iubit, în sfârșit și chiar le spun, ori ar cis pe iertare, dacă le spui, ori la judecată, te vedea, dar le spuse, nu rămân. Da. Așa, dar pe ea spunea ce să... Nu te costă nimic. Deja am deschis drumul între inimile noastre. Așa, ce crezi, mă, da, că dacă te scot din adânca apă și te salvezi, cercă de ce ești ud? Bine, da. Te-am salvat. Da.
Sigur că da. Apropo de responsabilitate. Ca metodă, ca tactică, să-și trăiască momentul și să fie prezent. Apropo de responsabilitatea respectivă, pe care o are duhovnicul, dar pe care în aceeași măsură o conștientizează și credinciosul, pentru foarte mulți dintre credincioșii de astăzi, o problemă delicată este alegerea duhovnicului. Și aici aș vrea să punctez faptul că mulți se gândesc că duhovnicul trebuie să fie iscusit și pe bună dreptate, trebuie să fie încercat, să fie, să aibă o viață, se gândesc la multe, multe, multe lucruri. Ce primează în alegerea duhovnicului? Ce este cel mai important lucru? Părinte, ceea ce spuneți, Sfinția voastră, îl primea pe Iarhiereu de ce l-a făcut duhovnic. Că trebuia să fie așa. Dar noi ne găsim acum în față, fapta faptului împlinit. Are puteri extraordinare. Dar v-am spus de ce și să rămână la unul tânăr, ca să-și cape din zic încredere în sine. Da. Ce contează că eu sunt de 60 de ani preot, cam așa, dacă sunt, ăla nu, e tot preot, știți? Da. Și dezleg și arhierei, dacă este vorba așa, că darul care l-a primit în hieresia de duhovnic, așa. Are valoare orice fel. Alegerea acestui duhovnic, de multe ori, este un neastâmpăr al fiilor duhovnicești. Mă duc la ăla, mă, că-i bătrân, că nu știu ce. Eu sincer mă lupt, eu pentru că sunt în sensul ăsta destul de cercetat și de așa, să le dau încredere la, să duc la orice duhovnic. Că el este cu aceeași putere de dezlegare. Că el te-a și botezat și botezat, ai rămas, te-a plăcunat, ai rămas, te-a învormântat, are valoare tot ce spune. M-am luptat, nu vă spun numele cum, părinte, e arhiereu la ora asta, când eram, conduceam un seminar în 50. Nu vrea să, vrea să-l fac preot, domnule, și nu vrea deloc. Am îmbrăcat arhiereul de 3 ori, fugea de biserică. Și dacă, da, îi vedeam că era diacon. Îi vedeam că merită, avea și nițică vârstă față de, nu multe, 2-3 ani mai mult de ceilalți. Și era singurul seminar în țară, monahal și ăla, singurul seminar. Îi băgam întâi până mănăstiri, îi aduceam după zi în seminar, ca să zicem că să da, să spun și noi, trebuie să-i spun, să-i explici. Deci, este important să-i nerușos, cercelul și nerușos, dar trebuie să-ți arăți autoritatea faptieștea. Uite de ce e așa. Pe urmă, dacă aș fi întrebat să spun într-un cuvânt ce înseamnă cultura, spune armonie, domnule. Da. Mai mult, dacă aș fi întrebat ce-i Scriptura, domnule, ce-i Biblia aia de să discut atât de mult, de mii de ani, de nu știu ce, nimeni nu poate să schimbe de loc și să reziste, să moare. Ce este armonie? Într-un cuvânt, armonie, domnule. Aia e Scriptura. Adică, ca să-ți păstrezi armonie, trebuie să jertfești permanent și conștientă de mântuire creștinei, jertfa continuă. N-a mântuit lumea Iisus când a făcut atâtea minuni de stă mintea în loc, învățături nemaipomenite, să uita și vindeca, ca să zică, n-a mântuit lumea, schimbarea la față pe tabor, numai la cruci, la jertfă, pentru că, vedeți, dreptatea care a făcut-o Iisus Hristos se măsură cu 90 de grade, așa. Da, n-a făcut numai dreptate, a făcut vindecări, a făcut învieri, 180 de grade, dar n-a mântuit lumea, numai la cruce, la 360 de grade, da. Adică la jertfă, Mântuitorul era pe cruce să vă uita satana, abia acum satana, deci concepția de mântuire este jertfa. Iacă avem și simțe voastre, cred, lume care spune, părinte a murit fără lumânare, părinte, mă, da. Fii liniște că lumânarea nici n-acuză, nici nu ușurează. Are însă o semnificație, semnificația creștină, jertfa. Ca să luminezi, trebuie să jertfești fitilul, ceara, deci concepția de mântuire, ca să luminezi, e să jertfești, să știi să jertfești. Și peste tot, și în iubire, și în familie, și peste tot, jertfa e concepția de mântuire creștină. Asta reprezintă candela lumânare, da. Fără jertfă nu se poate cu niciun chip, da. Despre tristețea lumii, dacă îi se pare. Vi se pare că lumea este tristă astăzi?
Cum? Vi se pare că lumea este tristă astăzi? Da, ce întrebare interesantă. Preacuvioși părinte, acelești părinți, eu vă spun, nu permite întristări cu niciun chip. Nu e adevărat că e altă vreme, măcar că am apărut într-o carte acolo cu cuvântul ăsta, trăim vremuri apostolice și face acolo, în sfârșit, părintele Bugăr, așa. Nu permit lucrul acesta. Asta e altceva, că trăim în moment mai de criză, dar asta e îngăduit Dumnezeu tocmai pentru că noi așteptăm să ne ia pe umeri rătăciți cum suntem, nu rătăștea că vine și ne ia pe urmă Hristos pierd. Deci oricât ai spune, tot fapta ta rămâne predica cea mai valabilă și asta. Că dacă te are cu ceva la mână, așa cum spuneam, uite ce ți-a învățat biserica, ce a făcut și a generalizat greșeala ei, a dat pe seama biserică, dracu. Așa. Faptele, să aibă fapte, că de fapt asta trebuie să dă toată lumea. Nu să mergem cu învățătura, mergem cu faptele când o merge, să știți. Da. Da. Sigur, ei trebuie să cunoască, pentru că, uite, întâmpină, în momentul ăsta istoric, au văzut când sunt concepții amestecate în tot felul, să știi să răspunzi, trebuie să fii și deștept, să zicem așa, dar cel puțin să fii trăitor, că ți ajută Dumnezeu, pentru că nu e vorba că și spune, vă dau eu ce să spuneți când apărați adevărul, dar asta nu anulăm să nu învețe, să nu citească, să nu preocupe, să știți. Cum spune într-un loc, dacă te duci la o predică nepregătit, dar și cum ești, vorbești ca un neprincios, știți, deci te pregătești, că te analizează, te nu știu ce, știți. Dar cu o cantitate de smerenie îmbrăcată predica ta, ca să vadă că nu vorbești din lumea asta, ci să vadă într-adevărul tău. Cum era un copil care s-a dus cu tatăl său, îl ținea în brațe și i-a arătat icoane, cine zice, ce, Doamne, Doamne, tată, Doamne, Doamne, tată. Și a ieșit preotul în altar și zice, tată, uite un Doamne, Doamne viu, când a văzut preotul. Da. Suntem un Doamne, Doamne. Da. Nu ținem lucrul Dumnezeu, uite copilul a vorbea niște lucruri, da. Ce vrei mai mult? Și asta trebuie învățați și să știe că să-și păstreze autoritatea, că are aceeași putere ca preot. Nu contează ce experiență. Aia e foarte bună. Dacă te pricepi să-i dai cercelul jos cu dibăcie, așa că nu ți-l dau jos. Eu are ce să ți-l dea cu uriciu cu tot. Eu, și, să zicem așa, să-i spui, da, după ce a fost încântat de tot ce ai spus, uite, este urt, eu am făcut artele și îmi dau seama că ești de urâtă, pentru că ești în armonie. Eu când deasup fruntea, uite ce frumos este dacă ai fruntea, care e expresia fiți. Și atunci Dumnezeu ți-a făcut bine și voi vă faceți urâte. De unde e moda asta? Și pe urmă, matale, vin să-ți spovedești la o altă lume, nu la un filozof, nu la un conducător de mode, te spovedești la un duhovnic care ține cu Dumnezeu, uite, te dovedesc că eu ținu cu Dumnezeu, uite ce scrie aici. Iar tu, preote, așa. Da, și amețită, să zic, cu toate aceste lucruri adevărate, cum așa, pentru că Iisus Hristos era Dumnezeu. Adică poate cine știe ce-o fi, dar noi nu putem să hotărâm. Dacă, am mai spus încă cineva care, chiar părintele Cleopa, nu știu ce, eu am avut multă discuție în privit. Că după 7 ani, după 7 ani, uite să se nuce toată lumea dacă știe că peste 7 ani, da. Nu merge, nici odinioară, pentru că nu este în materie de mântuire timp. Exact, da. Nu există timp, știți, există veșnicie, da. Poate așa, pogorământ pentru familie. Cum? Pogorământ pentru familia care vrea să-l pomenească. Pogorământ pentru familia care vrea să-l pomenească. Există practica parastasului după 7 ani la cei smulciți. Nu merge, dragă, nu se poate niciodată. Nici da. Nu ne nici în cimitire să-l înmormântez. Îl înmormântăm în cimitire, nu ne lasă primăria, știți? Să ducem în altă parte, știți? Da. Dar revenind la cădere. La ce? La căderea spirituală. Ce să facem cu credincioșii că atunci când el cade și e copleșit, are acest must al păcatului de care a spus, el atunci nu vine la spovedit. Atunci e frică sau rușine de duhovnic să vină și să duce, stă, să chinuie și apare după o lună, după două,
sau după mai multe păcate, sau deloc. Păi dacă se spovedește... Deci nu alergă la spovedit atunci când a căzut. Deci nu vine la spovedit în momentul acela, ci așteaptă, pentru că mulți deci știți cum spun... bine că n-a venit moartea, oricât ar fi târziu, e valabil. Chiar azi am avut cazul când mi-am adus aminte, părinte, când eram tânără, uite ce am făcut. Foarte bine. Dar eram tânăr, nu contează, nu e tot al tău păcatul ăla, știți, și păcate mari. Eu acum vă spun tot ca duminică, am găsit păcate grozave, sodomice, după 20-30 de ani de conviețuire, fără să știe că sunt păcate. A zis că fac parte din ritmul vieții, da? Da. E, nu se poate, da. Trebuie să vii și te aștept, știi, în sensul să cunoști lucrurile, știi, și să te rogi la Dumnezeu să dea putința de a despica, de a descerne neapărat fapta, să nu să treacă cu vederea. Pentru că, dragii mei, uitați, vă spun, cea mai grea parte a prioției, tocmai duhovnicia asta, știți. Liturghia, care e cel mai mare lucru în cer și pe pământ, nu e așa de grea ca e cartea în față, le cer și preoților, că chiar azi am o discuție cu ei, să-și citească rugăciunile de la liturghie, ca acolo să puterea liturghiei în toate. Așa. Dar duhovnicia, care foarte puțin se învață, și nu-i vorba numai de învățat, e vorba de o dăruire interioară, de o râvna ta, preote. Pentru că spune Ioan Gură de Aur că puțin preoți se vor mântui. Ce creștină. Până unde merge ascultarea de duhovnic și ascultarea de părinți? Părinte dragă, până la... e greșeală canonică, sau mai zis dogmatică, știți? Nu e... părinții n-au nicio... Hai să vă spun, iertați-mă că chiar dacă întârziem, dacă ne-am întâlnit, vă rog să credeți, îmi face mare plăcere, pentru că eu sunt interogat la situații din ăștia de lume laică care pun niște întrebări de școală primară, așa, și eu trebuie să plec de acolo ca să ajung dincolo, știți, da. Și de asta vă cer spuse că trebuie să vă spun. Nu, pentru noi e o bucurie, deci da, nu e vreo. Să spun începutul vieții, pentru că e legată neapărat de lucrul acesta, dai voință, iei putere, știți, alungi de la Isaia, ce-a făcut începutul vieții Sfântului Macare Alexandrin. El s-a hotărât, fugea în secolul 3-4 când a trăit, să nu se însoare, să ducă o viață creștină de unul așa. Era fericit să tot gândea. A tot meditat, s-a bucurat nesus de mult până a ajuns la vârsta însurătorii. Părinții, cu autoritatea lor, au tot în momentul să-i găsim o fată pe măsură la băiat. Au găsit și a hotărât nunta. El, săracul, care a trăit toată viața pe altă poziție duhovnicească, nu accepta deloc, dar nu se putea, și nici nu putea să spună, știți? Părinții erau respectați, cu adevărat. Și eu mă rup și acum să dau autoritate părinților. Dacă ne vorba de adevăr, poate sabia. Numai nu e glumă. Hristos trebuiește apărat, cum spune Sfântul Pimen, dacă odată taci, a doua taci, a treia fă-te sabie, dacă... Așa, Hristos trebuiește apărat, care e capul nostru, de-aia a spus să fii înțeles ca șerpi, pentru că șarpile își apără capul. Că dacă nu, dacă lovești la cap, moare, altă coadă, altă nu moare. Și capul nostru e Hristos și păzindu-i, asta înseamnă să păzim pe Hristos care e capul. În sfârșit a venit nunta, l-a îmbrăcat în frac, pe Macarie, săracul, o fată nevinovată acolo, îl te-ar vedea, el posac la nuntă, acolo la petrecere, lumea l-a spus, aia eveniment, nu știu ce, el însă fără mață, dar după tradiție trebuia să-l tragă cu mireasa, cu cât se apropia momentul ăsta, cu atât îl seca mai mult. Pe când a sosit chiar câteva crimea de moment, aici a fără și fuci. Unde? Spre poarte. Cine era dușmanii lui? Casnicii lui. Chiar mireasa era cel din tâi dușman, va să zică casnicii tăi. Când a ieșit pe drum, a să spun, unde? Pe drum? Să fugă de aici? Pe drum a văzut curbie, ucidere, nu știu ce. Deci, are visul și al duhovnicului. Dar nu se spune el la arhiereu. Pentru că el depinde de tine, arhiereu. Deci, dacă tu i-ai dat dezlegarea asta,
arhiereu îl face cu preotul. Să vă spun o întâmplare. Nu știu mai ce. Dar un pic. Știți cât, mă iertați că insist acum, dar știți cât de formală este problema aceasta a spovedanii la catedrale? Pentru că nu duhovnicul lui îi dă hârtia, ci este duhovnic special pus la catedrală și acela are... Asta e simonie, dragi. Dar asta e realitatea. Asta este realitatea. Asta este... De exemplu... Pe ori sunt duhovnic care deliberez și sunt așa țin așa de mântuire, ori ce cauți la mine? De exemplu, când m-am hirotonit eu, întâmplător, fericit-o caz a fost că duhovnicul meu din seminar era și duhovnic la catedrală. Și m-am spovedit la el, dar altfel sunt duhovnici de catedrală care îi hotărăsc. Stai să vă spun acum un lucru care are... Nu, asta e dreptate. M-am trezit cu un tânăr aici de la Buzău. Până și-a ales și el o soție de mâine, îl hirotonea duminică. Și el, câteva zile de hirotonie, a greșit cu viitoarea lui soție. Și s-a spovedit la duhovnicul seminarului, că el era făcut seminarul. L-a sărit în sus. Nu te mai poți hirotoni. Se duce și spune și la părinți. Nu se mai poate face. Părinții săraci care cât au fie bucuroși că avem un băiat preot, mâine, păi mâine, ce știau ei, știți? Ca să răspună ăsta, ce fac părinții acum? Măi, eu te dezleg. Că, și să-i spui la episcop, că eu am fost de părere să te facă episcop, era Epifanie care mi-a fost elev. Da. Știi, și care... Și nici eu, nici el nu dispune. Dispune episcopul, dar spune ce ai făcut. Exact. Așa. Exact. Pentru că eu nu puteam să deliberez, eu ai voie să te... Dar eu îți dau dezlegare. Dar vezi, când auzi episcopul de Adaș și Arsenie, așa, dar spune că ai fost și pe la mine, dar eu te-am trimis la episcop. Să-l mai și plateze pe ăla, să nu știu ce. Dar el dispune, episcopul nu l-a oprit. Dar să-i spui episcopului că a spus păcatul la mărturisire, episcop, preotul la care o ia acolo duhovnic. Asta mă interesează pe mine mai mult. Și ăla e defectos duhovnicul. S-a dus și a spus la părinți, mai spus tu păcatul de la duhovnic. Da. Se poate. Deci se poate face, părinte, acest asta, dacă tu ai fost duhovnic și altul de avizul, asta e... un semn de simonie, a dat la ceva și știi ce înseamnă simonie. Antipatic. Ce să facă el să depășească? Îi devine antipatic duhovnicul sau... Nu. Fiul duhovnicesc îi devine antipatic duhovnicului. Nu poate să-l iubească. Nu putem să-i cerem asta să-l iubească. Atunci să spună păcatele, că să nu pierdă momentul ăsta extraordinar, pentru că intră în păcatul împotriva Duhului Sfânt, că ți-ai ascuns pe motive sentimentale, nu știu ce, mă și-ai făcut măsurerea. Duhovnicul mai are și această binecuvântată simțire să-și dea seama de lucrarea inimii lui și de sentimente. Știți că îl întreabă și mai întâi și duhovnicul trebuie să se înfrățească cu el ca să ajungă la niște lucruri foarte ascunse, știți, delicate, păcate și atunci, ca să poți să spui una din metodele cele mai bune, ca să poți să spună tot, că dacă mi-ai spus toate, dar unul și cele mai mari nu se spun, care s-au făcut ascunse, care cine știe ce, rămâne valabil. Mai nu cumva, uite ce, nu contează pe cine iubești tu, dar aici este un moment sacru, este o mare taină, depinde de mântuirea ta. Vedeți, și atunci eu nu că spune păcatul, nu mai înțeleg că nu mă iubește. Dar dacă duhovnicul nu-l poate iubi pe el? Asta este mai grav. Asta e la problema. Da. Și de ce? Pentru că nu-și face o treabă până la cap, e superficial, e plictisit, așa și dracu știți ce face în momentul ăsta când îngerul ar trebui să pupure, pentru că dracu dansează, că îngerii sunt pe o plecare de cap, cum să zic așa, de părere de rău. E mai greu dacă duhovnicul nu e. Și se cere cel din tâi părintele le ține locul Dumnezeu, da. Nu e glumă. Să iubească cu orice chip. Să-l suporte în niște lucruri care nu vă dați seama. Eu când m-am făcut duhovnic, când am auzit că ce se poate întâmpla în oameni, în lume, asta am rămas, dar nu m-am lăsat, Doamne ajută-mă să rezist. Da. Și acum
sunt momente când te mai cutremur, dar zic și eu acum, e experiență. Da. Apropo de lucrul acesta, tot în același sens, spovedește duhovnicul până la un moment dat, mai ales când și e obosit, lumea afară, așteaptă, e târziu, e 12 noapte, uite, ce faci în situația asta? Părinte, când el pică jos, nu mai poate, ce faci în situația? Fost, nu toată ziua, dar de multe ori pe săptămână în situația să spun, fraților, nu mai pot. Dacă vreți să mă cruțați, nu mai pot. Ei, nu se lasă, părinte, eu vin așa, dragă, așa este, dar uite că... Ia el, nu știu cum îi zice, era... Bria! Cum? Nu, sau... Dură. Sau, ca da. Sau... A, zic, o, ce bine vă stă așa, cu numele ăsta, da, ce coaie decât acum, nu era cruce, știți, era o trecie de asta cu nume, bă. Zice, ei, nu zice că toate sunt gătuite, dar nu toate sunt de folos, nu te... Așa. Păi și toate sunt pline și dracu, zice așa, nu, atunci cu ce se va aștept, doamnă preoteasă? Domne, nu ce da nici ea, știți, nu ce da. Pentru că era nevasta lui Cauca. Da. Cauca mă avea la Marie Vlavie, ne-a invitat pe Atreu la Mătre și a fost și el invitat acolo. Și mă avea la Marie Vlavie, știți? Da. Da. Nu facem caz de lucrurile acestea ca să nu ne lovim pe, să ne zic, că suntem formaliști, că nu știu ce. Dar pe unde, când dau discuție cu ei că să spovedesc, le spun, nu e voie. Fă cruciuliță, ne transformă cruciuliță, vedeți, te ajută crucea care înseamnă toată înălțimea, toată dâncimea, toată înălțimea. Sfânta Treime. Da. Legat tot de copii, dacă mai permiteți. Uf, fermi, n-am ce zic, n-am nicio ieșire, de mânesc că-ți depozită ușa. Un caz. O tânără, e studentă, e, deci pot să spun că e un caz acesta. Mi-a spus la un moment dat, parțial, se spovedea la mine, parțial mi-a spus că are o chemare ea și că trebuie să plece, ca după aceea să, doar atât mi-a spus, să mai divulge un pic mai departe, mi-a dat telefon că trebuie să plece în lume, să plece de acasă. Unde? Iar revine cu un telefon să spună că trebuie, simte că trebuie să fie nebună pentru Hristos. Și am zis, unde? Te duci la mănăstire? Nu. Și foarte greu am obținut toate aceste elemente, nespunându-mi concret despre ce e vorba. După ce am mai stat de vorbă, că până la urmă ea a plecat, a avut o tentativă de a pleca, dar nu la mănăstire, să meargă pe stradă, așa pur și simplu. Și că este singura ei cale de a se mântui, și eu am oprit-o și am spus că e o ispită drăcească chestiunea aceasta. Ajungea la muncul la propriu, știți? Da. Acolo ajunge. Nu vine pentru Hristos, nu era bine pentru Hristos, era o falsă înțelegere săracă. A înțeles greșit, trebuie explicat. Așa, fetiță, uite, suntem așa cunoscători ai lucrurilor, sunt eu care sunt și călugări, vă dați seama. Și, frate Iulian, ia de matale plicul ăla galben de acolo, ăla, așa. Și spun, uite, vezi, văzut, el și-a dat seama. Eram, conduceam mănăstirea Slatina, poate ați auzit pe vremea, era ca o academie, și a venit acolo cu un mitropolit care era din Alexandria, dar era locotenent pe lângă armata rusă, biserica rusă. Și îi spunea lui ăla în franțuzește, vorba aia mea, care coane urmă, mă prezenta la ăla, știți, e o singură, așa, singură persoană, și așa e. Este o singură persoană, nu e el, trebuie să pui în situația, că el să spună, asta e una din metodele și de arta duhovnicului să-l pună pe ăla să spună tot, că asta înseamnă mărturisire. Nu fac cu el filozofie, nici nu sunt gradații de... Așa, dom'le, ai făcut cu tare păcat, delibere și vezi dacă a făcut. Totul este dacă omul se căiește. Pentru că acesta ajunge de grav, iubirea Dumnezeu, de Dumnezeu, căută inima înfrântă și nu se uită la timp. Așa, un răspuns la canoane. Canoanele rămân valabile, dar tu dispui, tu judecătorule, tu duhovnicule, tu dispui dacă îl împărțești sau nu. Nu numai decât că spune canonul. Tu constată la fața lucrurilor,
stadiu de pocăință al omului. Și am spus și spun mereu, domne, fiți îngăduitori, dar pe ceva. Eu am fost pe ceva cu Badea Iua. Da. Ăla, sărac, nu observa nimeni că 25 de ani apăra ortodoxia dragă, mai mult decât noi mari, cu numele nu știu ce, învățați. Nu, săracul și da, mi-a plăcut. Deci, totul e în funcție de stadiu de pocăință. E, părinților, nu fiecare prezintă particularitatea lui. Nu să fie exact toată lumea. Dar mai spune de la tine, cu harul Dumnezeu, adică să face așa că mare lucru e împărtășirea. Tocmai pentru că e mare lucru să nu se împărtășească repede și tocmai invers pentru că e mare lucru să se împărtășească, știți? Dar tu administrezi chestia. Și aceasta e o altă problemă pentru faptul că mulți sunt foarte scrupuloși și spun că nu sunt vrednic, părinte, să mă împărtășesc și așa mai departe, și o altă categorie care au o viață liniștită, sunt mulți tineri, copii foarte buni, dar doresc să se împărtășească mult mai des decât, de exemplu, este practica aceasta la noi în biserică, la noi, acolo. Adevărul este că discuția asta este individuală și sigur că putem vorbi la domnule, cum vorbesc aici, uite, frate Iulian, știi eu, sunt de vreo cu studenții de la teologie, am luat de la anul întâi, așa, și acum sunt unii preoți, nu știu ce, chiar aseară a fost târziu, de tot pe la 10, Daniel, așa, și acum s-au lovit, să lovesc acum săracii ca preoți, nu știu ce, și din ce treabă, da, cei care au această scrupulozie. Fi credinciosul, fiul duhovnicesc de duhovnic și cât trebuie să se mai lupte și el un pic. Părinte dragă, sunt stadii și stadii și oameni și oameni, da, până la adevărul de credință, să știți, cât de mult poate, pentru că sunt mulți chemați, puțini aleși, dar cu ocazia asta îmi vine în minte o altă, așa, poate atinge și răspunsul întrebării. Vedeți, spune Apostolul Pavel că fug toți și unul ia premiu, dar au fugit mai mulți. Ce facem noi cu ăștia, că și ei au fugit și numai ăla, ce facem cu ăștia, dacă, ce facem cu dreptatea divină, că nu îi ia primul. Ia că eu am fost silit să răspund. Domnule, ăla care ia primul e un pahar mare și s-a umplut, dar tu care ai fugit, dacă ți-ai putut sufletul, dar n-ai ajuns întâi ca ăla, ești un pahar mai mic și ești altul plin. Pentru că tu ai pus tot de la altă. Și atunci, ia că ajung la un lucru care unii s-au sezizat că spirite critice. Zice, ce? Zice, apostolul pe care îl iubea Iisus atât. Dar ce Iisus nu iubea pe toți? De ce iubea numai pe Ioan? Au luat-o de-a dreptul. Zic, uite de ce. Tot așa iubea. Dar Ioan avea o capacitate de primi mai multă iubire și mântuitorul să verse mai mult. Mai mult, da. Că el era vasul mai mare. Era vasul mare. Dar ăia erau plinși, nu era niciunul fără iubirea lui Hristos cât îi trebuie, știți? Da. Și de asta vă spun că ei, după mărimea vasului care sunt, așa după capacitatea proprie, primesc de la Dumnezeu. Și asta e, ținând cont, că am spus, de oameni, de stadiile lor, de... Dar niciun pericol. Poate fi vreo dependență patologică, poate fi vreun pericol în această... Noi ce patologic, din momentul în care spuneți că noi nu-i patologic, vai de mine ce. Nu. Eu sunt vinovat, cum am zis la mănăstire, am înfruntat după mămica... Nu. În relația credincios-duhovnic, poate să fie dintr-o relație foarte apropiată vreun pericol, și anume, eu știu, să perceapă totul fiul duhovnicesc prin prezența duhovnicului, de exemplu, aproape să-l divinizeze, și cine știe ce îi se separă la un moment dat și atunci cade total. Părinte, sau dragă, sau eu am înțeles lucrul ăsta. Și eu am avut chiar acum un caz când o biată fată a trecut de la un duhovnic la altul, s-a întâlnit cu un iubit, în sfârșit și acesta foarte îndrăzneț și nu știu ce, a știu ce să-i spună, nu cu o altă rațiune la mănăstire, cu nebunie pentru Hristos. Dar nici nu se ducea la mănăstire, da, pe stradă, așa. Da, dar ce, ea și-a ales o cale de șansă. Da. Și
vreau să arăt cum arătam eu, dai de mă duce la mănăstire, aici terminasem armata. Arătați-o și la cameră. Uite, mi-a făcut chiar fratele Iulian mi-a făcut mai multe de ăsta. Și uite, aici chiar eram când am plecat. La mănăstire? Da. Câți ani aveați aici? 21, m-a luat în armată, știți? 21, 22. Și aici aveam 23 și 4, cam pe atunci am pregătit, știți? Da. Asta puteți să o luați, că mi-a făcut mai multe, fratele. Ce mai face și noi? Și am plecat în niște împrejurări, când fratele meu, frații mei a murit și a lăsat niște copii, care încă de-aia mie în sarcină, știți? În sfârșit, lăsăm asta. Adică fata aceea trebuia oprită cu orice chip. Și săraca ajunge mie pe unul. Asta era o lucrare drăcească, foarte reușită, știți, în partea dracului, știți. Ea acum a vrut să se spovedească după un oarecare timp la mine, am fost acasă, supărare mare, s-au supărat părinții. Evident, i-au acuzat biserica pentru faptul că au zis că uite ce ți-a băgat biserica în cap. I-am spus, uite, vezi câtă tulburare ai făcut. Ei, ea vrea să se spovedească la un moment dat, dar tot la fel nesinceră. Plecând de la ideea că eu totuși am oprit-o de la un fapt bun. Și dacă ea pleacă de aici și este nesincer, de la o chemare, a spus că avea o chemare, ce-i de făcut? Asta e o chemare de la dracu, trebuie să-mi da dreptul. Ce i-am spus, fac? Am spus lucrul ăsta. Da, o chemare, nu poate să fie o chemare dacă e o chemare și o nebunie pentru Hristos. Dar unde te duci? Ce înseamnă mănăstire? O pierdere ca să te poți găsi, cum am zice, o transformare definitivă, să renunți la poziția, la personalitatea omenească pentru cea îngerească, cu tăierea voii, cu să le întreagă de o instituție care o prevede Biblia și nu lasă tată și mamă și nu știu ce. Da, iurea pe stradă, așa e, că le drăcească să o piardă săracă. Cât de mult poate intra duhovnic? Dar tu care ai fugit, dacă ți-ai putut sufletul, dar n-ai ajuns întâi ca ăla, ești în pahar mai mic și ești altă oprim. Pentru că tu ai pus tot de la altă. Și atunci, ia că ajung la un lucru care unii s-au sezizat că spirite critice. Zice, ce? Zice, apostolul pe care îl iubea Iisus atât. Dar ce Iisus nu iubea pe toți? De ce iubea numai pe Ioan? Au luat-o de-a dreptul. Zic, uite de ce. Tot așa iubea, dar Ion avea o capacitate pe ei mai multă iubire și mântuitorul să verse mai mult. Mai mult, da. Că el era... Vasul mai mare. Era vasul mare. Dar ăia erau plinși, nu era niciunul fără iubirea lui Hristos cât îi trebuie, știți? Da. Și de asta vă spun că ei, după mărimea vasului care sunt, așa după capacitatea proprie, primesc de la Dumnezeu. Și asta e, ținând cont, că am spus, de oameni, de stadiile lor, de... Dar niciun pericol. Poate fi vreo dependență patologică, poate fi vreun pericol în această... Noi ce patologic, din momentul în care spuneți că noi e patologic, vai de mine ce. Nu. Eu sunt vinovat că am zis la mănăstire, bă, am înfruntat după mămica... Nu. În relația credincios-duhovnic, poate să fie dintr-o relație foarte apropiată vreun pericol, și anume, eu știu, să perceapă totul fiul duhovnicesc prin prezența duhovnicului, de exemplu, aproape să-l divinizeze și cine știe ce îi se separă la un moment dat și atunci cade total. Părinte sau dragă, sau eu am înțeles lucrul ăsta. Și eu am avut chiar acum un caz când o viață fata a trecut de la un duhovnic la altul, s-a întâlnit cu un iubit. În sfârșit și acesta foarte îndrăzneț și nu știu ce, știu ce să-i spună, să-i irite, să-i excite, în sfârșit ceva. S-a dus la alt duhovnic, mă rog, și a trecut de acolo până acolo. Însă, se poate întâmpla să nască sentimente
omenești de a-l prețui, până a-l iubi pe duhovnic, sau invers. E, asta nu e permis. I-am spus tuturor, schimbă imediat duhovnicul. Asta e soluția. Asta e soluția. Da. Pentru că, părinte, asta este o problemă de fire, de care se servește dracul permanent. Mai ales că începe cu aprecieri de talentele duhovnicului, vorbește frumos, vorbește frumos. Și atunci nu mai vede în el omul taine, și vede în el omul discotecii, știți, omul de, cum vă spuneam, de pipsul căpșună, știți? Uh-huh. Uite cum să zic. Da. Că mi-e tare drag de corpul, știți? Da. Și un de ăla care ne măsea. Canonul 74 al Sfântului Vasile cel Mare, care dă și 20 de ani să nu te împărtășești. Exact, da. Și încă cum îți spune să-i faci 5 ani la poartă, 5 ani la ușa bisericii, 5 ani în biserică, fără să te împărtășești, poate să zică, vă dați seama că ce gravitate vedeau ei, pentru că și așa este. Pentru că nu este lucru mic în viață răul cel mai mic. Deci, nu trebuie să ne iertăm nici cea mai mică greșeală. E o mare greșeală. Adică știți că dacă nu te omoară, nu te-a putut prinde un glonț sau un lux, nu știu, dar te pișcă un purec, știți, ca un iepure săracu, dar nu poate să mișe că îl prinde, ascund și el acolo, s-a apărut și el. Pișcă mă nemernicule, că zice, nu mă turme. Și măcar că nu-l omoară, dar deranjează. Vreau să zic că nu există păcat să nu deranjeze majestatea divină Mântuitorului și așa. Și canul 74 al Sfântului Vasile îmi dă prilejul să vă răspund la întrebarea asta. Mare, dacă prinde momentul psihologic când face canul ăsta, în care ne găsim noi cu el, că depinde de noi. Noi știm împrejurarea în care a greșit, ce situație a fost, nu știu ce, nu se putea altfel. Și deci are o semn de circumstanțe de ușurare. Și atunci, noi care facem pe canoniștii și că a zis Sfântul Vasile cel Mare, ce facem canoanele, începem să nu ținem cont de împrejurarea care o trăim noi, alături de astea, că de tine depinde duhovnice. În general, eu sunt pentru îngăduință, pentru pogorăminte, dar pe ceva, pe o căință. Canul 74 zice așa, vi-l spun aproape textual, Sfântul Vasile cel Mare. Cel care are puterea de a lega și dezlega nu se canonisește micșorând timpul pocăinții pentru cel care se pocăiește. Mărturisesc de bunăvoie, unul ca acesta ajunge de grav pe pieră Domnului Dumnezeu. De unde să înțelege? Că Dumnezeu nu se uită, cum zice, că zice, ani vrei să tai, vindecă-i rana, te luptăm să-l vindecăm și mai departe. Boița aia care o ia pe umeri, că așa e fericită, măcar că a fost rănită. Dar dacă oaia era capie și îi spunea, nu vreau să merg cu tică, vreau să mă mănânce lupi, nu lua, rămânea acolo, dar oaia a vrut, ne căim, îmi pare rău, deci avem ceva. Deci avem de a face cu mare milostivire al Dumnezeu și care se uită de fapt la ce a spus Mântuitorul. Și noi trăim cu oamenii care mântuiesc. Am aruncat foc pe pământ și ce alta vreau decât să-ți aprind. Ei, el așa a aprins focul dinăuntru, a venit. Deci toate deci pentru niște accidente, așa. Și avem, uite, cazul ăsta, este, avem cazul lui Moise Arapu, care a și ucis, după cum, așa, și s-a preoțit. Asta și atunci cel când a văzut lucrul ăsta, ca să nu se smintească poporul, pentru că nu ar fi iertat poporul, nu-i interesat. Și dacă închideți ușa de acolo și deschideți geamul ăsta de la altar. Toată lumea să iasă călcând pe mine pe fereastră afară. Și când a ieșit ultima, a zis, iertate sau auzit la de iertate păcatul tău. Da. Dar vă să zic că a făcut o mărturisire publică, nu se putea altfel, știți? Așa. Dar... Apropo de lucrul acesta, tineri, studenți la teologie, care vin să spovedesc și au făcut păcate care sunt impedimente la hirotonie. Personal am procedat în felul următor. E evident, a primit dezlegare pentru că s-a spovedit, dar l-am sfătuit ca înainte de a se hirotoni să spună episcopului, pentru că totuși, nu. Totuși, cine hotărăște asupra hirotoniei? Nu,
Când își face dosarul de hirotonie, are un cuvânt într-o foaie și duhovnicul. Ce zice duhovnicul, hirotonin sau nu? Și el zice, n-are păcate opritoare. Nu spune opritoare, știți, curbie, ucidere, nu știu ce. Deci are avisul și al duhovnicului, dar nu se spune el la arhiereu. Pentru că el depinde de tine, arhiereu. Deci, dacă tu i-ai dat dezlegarea asta, arhiereu îl face cu preotul. Să vă spun o întâmplare. Nu știu mă ce. Dar un pic, știți cât, mă iertați că insist acum, dar știți cât de formală este problema aceasta a spovedanii la catedrale? Pentru că nu duhovnicul lui îi dă hârtia, ci este duhovnic special pus la catedrală și acela are... Asta e simonie, dragi. Dar asta e realitatea. Asta este dar realitatea. Asta este... De exemplu... Pe ori sunt duhovnic care deliberez și sunt așa țin așa de mântuire, ori ce cauți la mine? De exemplu, când m-am hirotonit eu, întâmplător, fericit-o caz a fost că duhovnicul meu din seminar era și duhovnic la catedrală. Și m-am spovedit la el, dar altfel sunt duhovnici de catedrală care îi hotărăsc. Stai să vă spun acum un lucru care are... Nu, asta e dreptate. M-am trezit cu un tânăr aici de la Buzău. Până și-a ales și el o soție de mâine, îl hirotonea duminică. Și el, câteva zile înainte de hirotonie, a greșit cu viitoarea lui soție. Și s-a spovedit. Se spovedește, dar nu-i dă dezlegarea propriu-zisă, deci nu-i spune rugăciunea de dezlegare. Pentru că spune că trebuie amânată dezlegarea aceasta până la... E o mare greșeală. E o mare greșeală. S-a spovedit de dezlegare, nu-l împărtăși. E altceva. Asta e altceva. Altceva. Nu-i dă dezlegare acolo. Exact. Dar el te-i dezlegare, pentru că orice ar fi făcut, jertfă de Golgota depășește orice greșeală. N-a venit numai pentru o anumită categorie de bonlaci sau de greșiți. Nu se poate. Eu, mă iertați, exact ce spuneți, am fost la Sigăstria, am avut mulți fii duhovnicești și vorbeam cu părintele Ambrozie, care a murit, care e un mare trăitor, a dus de mine în mănăstire, l-aveam la Mare Evlavie și îmi purta și el, așa, tot așa, Mare Evlavie. Și l-am întrebat, cum mărturisesc, pentru că era un duh acolo, un duh care era al Sihăstriei, știți, adică cu canoane de temperia. Da. Și cum faceți? Păi zice, preacuvioasă, zice, dacă are 20 de avorturi, nu dezlegăm. Și ce faceți? Te trimiteți la Arsenie? Ce faceți? Păi da, veniți, mă, să se noace, mă. Adică crezi că a făcut păcat mai mare decât a făcut Petru? Și cum l-a înțeles Mântuitorul? Ce canon ușor i-a dat, usturător, dar pe drumul salvării, știți care mă iubește? Da, 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 zic că orice ar fi făcut, asta e mare greșeală și lipsa de înțelegere a mare prerogative, mare putere care are duhovnicul. Dacă ți-l rog Dumnezeu, prostule, ce te mai cântărești atâta? Ai libertate, adu de la Dumnezeu cu inspirație și să apreciezi lucrurile, dar cum să nu dezlegi? Nu-l împărtășești, ai cu totul altceva, îi dai canonul ăsta, nu te împărtășești. Că ăsta e cel mai mare canon care se dă, adică de locul de la împărtășit. Da. Dar de dezlegări, dezlegi, nu să se mai ducă el. Da. Dar vine la duhovnic. Da. Atunci când greșeau în vechi cu evrei, se ducea la cruce aia cu șarpele, dar supraducea pentru orice fel de păcate, nu făceau păcate ușoare, să știți aia acolo. Da. Cum e, disecăm noi pe aceia, aia făceau păcate mari și erau iertați. Dar noi aceia, nu, da. Vine la semenul tău, ți-a dat puterea asta. Dar asta vreau ca el care vine să vadă într-adevăr puterea nelimitată a Duhovnicului. El trebuie să răspundă cu această nelimitată putere. Tot legat de spovedanie, mai ales în București, și vorbeam și pe drum când veneam, există practica spovedanie în colective, în grupuri. Nu are valoare, părinte. Nu are valoare. Deci acum iertați-mă că să vă spun un câte ajuns de crucea care înseamnă toată înălțimea, toată dâncimea, toată înălțimea. Sfânta Treime, Sfânta Treime, Sfânta Treime.
da. Legat tot de copii, dacă mai permiteți. Uf, Fermin, n-am ce spun, n-am nicio ieșire, nu scris de pozită un caz. O tânără, e studentă, e, deci pot să spun că e un caz acesta. Mi-a spus la un moment dat, parțial, se spovedea la mine, parțial mi-a spus că are o chemare ea și că trebuie să plece, ca după aceea să, doar atât mi-a spus, să mai divulge un pic mai departe, mi-a dat telefon că trebuie să plece în lume, să plece de acasă. Unde? Iar revine cu un telefon să spună că trebuie, simte că trebuie să fie nebună pentru Hristos. Și am zis, unde? Te duci la mănăstire? Nu. Și foarte greu am obținut toate aceste elemente, nespunându-mi concret despre ce e vorba. După ce am mai stat de vorbă cu ea, până la urmă ea a plecat, a avut o tentativă de a pleca, dar nu la mănăstire, să meargă pe stradă, așa pur și simplu. Și că este singura ei cale de a se mântui, și eu am oprit-o și am spus că e o ispită drăcească chestiunea aceasta. Ajungea la Maramu cu la propriu, știți, da. Acolo ajungea. Nu vine pentru Hristos, nu era vine pentru Hristos, era o falsă înțelegere săracă. A înțeles greșit, trebuie explicat. Așa, fetiță, uite, suntem așa cunoscători ai lucrurilor, sunt eu care sunt și călugări, vă dați seama. Și, frate Iulian, ia de matale plicul ăla galben de acolo, ăla. Așa. Și spun, uite, vezi, eu sunt călugăr și numai așa poți să pleci. Nu cu o altă rațiune la mănăstire, cu o nebunie pentru Hristos. Dar nici nu se ducea la mănăstire, da, pe stradă, așa. Da, ce ea și-a ales o cale de șansă. Da. Și vreau să arăt cum arătam eu. Hai de mă duce la mănăstire, aici terminasem armata. Arătați-o și la camera. Uite, mi-a făcut chiar fratele Iulian mi-a făcut mai multe de ăsta. Și uite, aici chiar eram când am plecat. La mănăstire? Da. Nu să fie exact toată lumea. Dar mai pune de la tine cu harul Dumnezeu, adică să faci așa că mare lucru e împărtășirea. Tocmai pentru că e mare lucru să nu se împărtășească repede și tocmai invers pentru că e mare lucru să se împărtășească, știi? Dar tu administrezi chestia. Și aceasta e o altă problemă pentru faptul că mulți sunt foarte scrupuloși și spun că nu sunt vrednic, părinte, să mă împărtășesc și așa mai departe. Și o altă categorie care au o viață liniștită, sunt mulți tineri, copii foarte buni, dar doresc să se împărtășească mult mai des decât, de exemplu, este practica aceasta la noi în biserică, la noi, acolo. Adevărul este că discuția asta este individuală și sigur că putem vorbi la domnule, cum vorbesc aici, uite, frate Iulian, știi, eu sunt de vreo cu studenții de la teologie, am luat de la anul întâi, așa. Și acum sunt unii preoți, nu știu ce, chiar aseară a fost târziu de tot pe la 10, Daniel. Așa. Și acum s-au lovit, să lovesc acum săracii ca preoți, nu știu ce, și vin ce treabă. Da. Cei care au această scrupulozitate că nu sunt vrednic, trebuie să ne pare bine pe o parte, dar pe altă parte e o mare primejdie. Exact. Deci trebuie să-i explici. Frate, nu rămâne cu prejudecățile tale. Nu ești dumneata care hotărăști, este preotul care este reprezentat, care ține lucrul Dumnezeu. Tu ai venit la mine, ce eu hotărăsc. Nu mă asculți, te pun în rândul păgânilor. Nu te juca. Cuvântul de preot e cuvântul de Dumnezeu. Gata. Așa că, dragă, faci ce spun eu. Să nu crezi că nu m-am gândit eu că mata ești, nu meriți. Dar mata crezi că chiar eu merit? Merită cineva. Dar eu crezi că dacă aș fi înger, aș merita. De ce pui problema așa? Pentru că facem tot ce ne stă în putință, să ne arătăm că suntem cinstiți și lucrează ca Dumnezeu chiar l-a împărtășit.
cine ar putea să fie vrednic. Exact, da. Pentru că, uite, m-a întrebat părintele Teofil Orbu, părinte al roșii de 50 de ani, te mântuiești, nu mă mântuiesc, părinte, cum la un pic el? Cum, părinte? Păi zic, părinte, ca să mă pot mântui, e vorba de harul Dumnezeu, ca nu se dă că omul smerit. Păi aș putea să spun că sunt smerit, că smerit nu se cunoaște că ești smerit. Mă întreabă mulți, cum să fii smerit? Mă, nu știu cum ai putea să fii smerit. Mai întâi stai la locul tău, zic, dacă una așa mai păvăzute. Dar cunoaște când suntem mândri. Și atunci, stai, uite, sunt prostule, nu știu ce știi, și atunci începi să dai seama că smerenia n-are măsură. Și tocmai asta este, acolo vine harul Dumnezeu și te poate salva. Pot eu să spun că mă mântuiesc, că, ca să spun mântuiesc, sunt dat Domnul, eu nu sunt smerit. Și atunci ne frică, că ne dăjduiesc, aia e altceva, altceva, altceva de-a să